Comisia, la ședința extraordinară. Haideți să supunem la vot ordinar. Da. Supunem la vot procesul verbal din 34-a. Cine este pentru? Avem împotrivă sau obțineri? La obțineri. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, obțineri? Nimeni. N-avem, da? Ordinea de zi, ordinare, da? Da. Bun. Domnul primar, trebuie să-mi apoi cu numărul. Mai știm ordinea de zi, nu? Eu, da. O să știu, măcar să dăm titlul proiectului. Măcar. Acasă să știi despre ce vorbim. Da, poate să citească, domnul primar, da. Deci, primul proiect pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind creierea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorului aferente obligațiilor bugetare, pentru care s-a împlinit cadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorată bugetul local de către contribuabil de pe raza administrativ teritorială a Comunei Hoceni. Așa cum ați primit documentele la noastră, conform noilor reglementări. Bună ziua, scuzați întâlnirea. Aici. Ați amândoi alături? Da, acum, dar sunt ca unii liberi. Am protest o distanță. Sunt puse anume scaune. Deci, având în vedere ordonanța, prevederile ordonanței de urgență numărul 69 din 14.05.2020, prin care Guvernul României a stabilit anularea accesorilor obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020. În mare o să vă spun despre ce vorba. Pentru întrebări, l-am invitat pe domnul referent de la impozit, compartimentul impozitele și taxe, pe domnul Munteanu Lumică, pentru a ne da mai multe amănunte. Din ceea ce am citit și am constatat este faptul că guvernul a dat această ordonanță privind anularea acestor accesorii la data de 31 martie, deci accesorile și penalitățile, penalități majore de întârzieri, toate sunt la 31 martie, dar există și condiția, și sunt mai multe condiții cumulative, în care ar trebui să plătească toate celelalte obligații principale către bugetul local. Asta ar însemna, dacă un cetățean are 200 de lei obligații principale și are 50 de lei majore stabilite la calculate până la 31 martie 2020, trebuie să achite suma de 200 de lei pentru a putea și apoi să depună cerere pentru a putea beneficia de scutirea celor 50 de lei, majorilor respective. Cererile se pot depune până pe data de 15 decembrie inclusiv. Majorările care se vor aplica începând cu 30 iunie până pe 30 iunie se pot acheta impozitele și taxele fără a se percepe majorări. Din contra, acordă și bonificația de 10%, deci guvernul a prelungit pe perioada aceasta de pandemie prelungirea primului termen de plată. Deci până pe 30 iunie, majorările care vor fi calculate începând de la 30 iunie sunt obligatorii pentru a beneficia de scutirea celor de la 31 martie, contribuabil trebuie să plătească. Un exemplu, dacă vine și discutam noi cu compartimentul, dacă vine și îmi face cererea undeva în luna iulie, august și achită, trebuie să achite până în momentul toate datoriile principale plus accesorile la 30 iunie anul acesta, 2020, până la data cât se încasează ultima plată și apoi se poate face, dar nu mai târziu de 15 de mii. Ok, cam asta este în mare. Scrie la cuvânt. Domnul Tușescu. Domnul profesor, dumneavoastră, mai este cineva? Domnul foarte bine. Domnul Crețu. Stați cu domnul Tutescu, aveți cuvânt. Domnul primar, în elaborarea acestui proiect de hotărâre, ați avut în vedere
Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 69 din 2020. Corect. Această ordonanță se referă, cum am și în față, când am scos altceva, acum am împiat pe telefon, se referă la acele persoane care vor fi scutite din impozit care au fost de accesorii. Mă scuzați. Care au fost afectate într-un mod direct sau parțial, total sau parțial, de pandemia asta. Dumneavoastră trebuie să explicați cetățenilor că nu toată lumea este scutită de așa ceva. Se referă aici la instituții care, de exemplu, un magazin n-a funcționat, n-a mai funcționat sau parțial a funcționat pentru o perioadă de o lună, să zic, cu probleme din cauza COVID-19. Ei, pentru acest lucru, persoana juridică beneficiază de niște bonificații, da? Mai departe, domnul secretar, aici pentru domnul secretar, aș vrea să-mi detaliez un pic articolul numărul 3 de la urmanța aceasta de urgență. Nu, am dat eu. Articolul 3 al ordonanței? Da. Aveți în vedere ca angajați din primărie să beneficieze de articolul 3? Prezentul proiect de hotărâri nu vizează decât capitolul 2 din prezentă ordonanță. Cum este și spus, motivarea hotărârii este pentru capitolul 2. Articolul 3 nu face parte din capitolul 2 al ordonanței. Bun. Trebuia, în cazul de față, spune aici că persoanele care au fost afectate, persoane juridice, persoane fizice care au fost afectate de COVID-19, să vină cu o cerere la dumneavoastră, prin care să solicite aceste bonificații. Aveți o situație? Domnul primar, haideți să o luăm încet. Răspundeți la asta, domnul Tean, să o răspundeți. Deci, am spus din la început, deci, termenul de depunere a cererilor este 15 decembrie, maxim 15 decembrie 2020. Deci poate să depună și în perioada asta. Deci nu este depus la ora actuală, nu este depus nicio cerere. Deci în momentul când se vor depune cereri, condiția este să fie achitate obligațiile principale. Da, dar noi trebuie să știm că da. nu toate persoanele sau toți locuitorii comuni beneficiază de prevederile. Nu distinge reglementarea. Ba, spune clar, cei care... Ați citit ordonanța? Am citit ordonanța. Spune clar că persoanele care au fost afectate total sau parțial prin activități economice, prin ceea ce desfășoară imobilele, au fost afectate de această pandemie. Uitați-vă pe capitolul 2, că are capitolul sfera de aplicare. Și în sfera de aplicare spune exact cui se aplică. Chiriași, cei care au pentru chirii, pentru da. Bun, spuneam acolo, nu distinge că au fost afectați sau nu. Până la urmă, afectați de prezenta pandemiei, cred că a fost fiecare dintre noi. Într-un fel sau altul. Nu s-au putut prezenta ca să-și plătească. Într-adevăr, dumneavoastră plecați de la premisa, plecând și de la titlul actului normativ și de la preambulul actului normativ, într-adevăr s-a plecat de la premisa efectelor prezentei pandemiei. Acum, dar noi trebuie să interpretăm strictul sensul. Dacă noi dăm această hotărâre bazat pe capitolul 2 al ordonanței, unde se precizează care este sfera de aplicare și se precizează categoriile care se aplică, iar acolo nu spune în acel capitol, pentru că este un anularea accesorilor este un capitol separat. Până la capitolul 2 avem alte măsuri, care într-adevăr se referă la persoanele direct afectate de pandemia. La capitolul 2 nu spune direct, este un capitol care vizează anularea accesoriilor. Domnul secretar. Am mai avut această anulare a accesoriilor. Domnul secretar, puteți să discutați prin înțelesul tuturor, oamenilor care o să ne urmărească pe viitor. Nu discutăm de clar, punctual, cine beneficiază, de ce beneficiază, asta vă rog să explicați în camera acolo, ca tocmai, să se știe. Tocmai de aceea, în textul hotărârii, s-a spus că sfera de aplicare și modalitatea de aplicare a prezentei hotărâri este cea stabilită de capitolul 2 al ordonanței. Nu am interpretat noi nimic, n-am mai pus, n-am mai scăzut din reglementare. Acum explicați-ne nou ce votăm noi. Dumneavoastră votați anularea accesoriilor
tuturor instanțierilor din comună. La 31 martie. La 31 martie, exact cum aveți în față documentația cu sfera de aplicare și tot. Că nu și-au plătit impozitul. Da. Am mai făcut lucrul ăsta, dar știți foarte bine, luna noiembrie. Da. Am trecut. Da, luna noiembrie, dacă nu mă înșel la fostătoria. Capitolul 2, de noastră ați plecat, într-adevăr, titlul reglementării și faza de incipient sunt articole în care se referă la persoanele afectate de SARS-CoV-2. Capitolul, articolul care noi ne motivăm legal această hotărâre, nu face această precizare expres. Și acolo unde legea nu prevede expres, atunci se aplică generalitatea. Da, seama, o să fie o gaură foarte mare prin bugetul local, în primul rând. Nu s-a pus problema asta în luna noiembrie, când s-a votat, era și nu era SARS-CoV-2. Domnul Munteanu vă poate răspunde și chiar am cerut chestia asta, vă faceți comparativ ceea ce am avut noi în luna decembrie. Mai avem exercițiul acestor gen de votări. Dar unul câte cere și câte concret. Anul trecut au fost 29 de cere, sumele anulate 18.359 și sume încasate 45.632 de lei. Anul ăsta câte cereri cât este de cereri? Nu știu. E de presupus că mai puțin, având în vedere că și-a făcut efectul hotărârii anterioară, e de presupus că motivat. Ok, gata. Eu asta pentru cetățeni, să informați, domnule. Da. Eu am citit ordonanța, m-am edificat. Da. Domnul... Exact asta. Practic, noi astăzi votăm același lucru cu care am fost votat și am trecut. E o prelungire. Ea vine în contextul epidemiei de COVID, dar practic beneficiarii care au fost afectați anul ăsta încă n-ar fi avut cum să acumuleze accesorii. Pentru că, deci accesorii ei le-ar acumula anul viitor când s-ar aduna, când s-ar face scadența. Da, e ce e făcut ca să fie. Termenul acum este arhi-suficient pentru că cei care vor vrea cu adevărat să-și plătească restanțele fără accesorii și să fie să le plătească. Da. Chiar să puteți să dăm nivelul de încasări la finalul anului. Și... Da, mulțumesc. Domnul Crețu. Deci, sincer să fiu, ce a întrebat domnul Tufescu o parte, bineînțeles. Întrebam și eu. Este foarte bine că acest proiect de hotărâre s-a adus mai degrabă în fața noastră. Dacă vă amintiți, anul trecut, parcă deja mai era o săptămână și se încheia și termenul... O lună. În sfârșit. Și se încheia și termenul de primirea cererii. Sunt de acord cu acest proiect. Interesul primăriei, zic eu, să aduni bani la buget. Dacă n-ai de unde să iei, eu. Stai și aștepți. Mulțumesc. Un lucru aș mai avea de adăugat. Așteptăm proiectele cu facilități pentru bunii platnici, care sunt la zi cu plățile. Deci mai proiect mai mare, deci mărit plaja până la 30 iunie, mai au posibilitate pentru bunii platnici. Bunificații. Mai scrie cineva, domnul Daniel, aveți ceva de spus? Bun, eu sunt... Da. Să puneți la vot, domnule. Cine este pentru? Împotrivă? Avem împotrivă și abține? Domnul primar, trece înapoi cu numărul 2. Da. La proiectul numărul 2, și o să-l citesc eu aici, este proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu obiectivului de investiție, modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Hotărâi, județul Bacău. Zic eu că, da, o le discutăm pe rând. Care are legătură și cu următorul proiect, dar haideți să le luăm, să nu luăm la pachet, să le luăm pe rând. Conform ultimelor normative, a apărut o posibilitate de a moderniza sistemul de iluminat public din comuna Horcești. Este un proiect pe fonduri europene. Avem aici alături de noi, am invitat pe domnul Lucian
Berușcă, care se a ocupat în primă fază de documentații, ca să ne explice mai mult despre ce este vorba. Exact, eu vă puteam spune ceea ce am înțeles eu, dumnealui o să vă spună și tehnicul și o să invităm și pe doamna contabilă, dar pentru că, practic, se va modifica și lista de investiții, acest nou proiect, nefiind trecut... Nefiind trecut în lista inițială de investiții. Dacă avem întrebări, tehnic o să vă răspundă domnul. Da, sau dacă vreți vă face... Bună ziua, stimați consilier. Mă numesc Lucian Beruș, că sunt reprezentantul unei societăți din Bacău, firma se numește Direct Group Solution. Suntem o firmă specializată, mă auziți, sau de, da? Da, 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 da. Suntem o firmă specializată în iluminat public. Ne ocupăm de la partea de proiectare, consultanță, până la și faza de execuție, de asta este pe planul secund. În primă fază, ne ocupăm de documentația care se depune la Fondul de Mediu. Acest ghid de finanțare lansat de Ministerul Mediului prin Agenția Fondului de Mediu este o noutate în România în ultimii 30 de ani. Este pentru prima dată când se finanțează modernizarea iluminatului public prin Fondul de Mediu. Finanțatorul solicită în mod expres ca acele corpuri de iluminat care vor fi montate să fie corpuri cu LED inteligente. Nu vor fi orice tip de corp de iluminat cu LED care îl vedeți în momentul de față. Cele inteligente sunt cu posibilitatea de telegestiune sau dimming. În ce constă chestia asta? Pe timp de noapte putem să le programăm ca, nu știu, între 10 noaptea și 4 dimineața, când nu mai e același nivel de trafic pe stradă, se reducă intensitatea luminoasă de la 100% la 50%, la 30% și în felul ăsta se face o economie de energie electrică. Finanțatorul finanțează, ca să mă repet, acele proiecte unde va fi o economie de energie de minim 40%. Deci noi dorim, prin schimbarea iluminatului public în comuna dumneavoastră, să ajungem la o economie de minim 40%. Experiența ne-a spus din proiecte trecute că putem ajunge și la o economie de 50%. Să nu mai spun că în perioada după implementarea proiectului, dumneavoastră veți beneficia de o garanție de minim 5 ani de zile pentru rețeaua de iluminat public. În felul ăsta veți avea și costuri reduse cu mentenanța pe viitor ce ține de iluminat public. Pentru că ele fiind în garanție, dacă vor fi probleme, intervine garanția în acest sens. Dacă mai aveți întrebări, proiectul ca și comună, dumneavoastră sunteți comună cu peste 4.000 de locuitori și puteți beneficia de un proiect de până la 1.000.000 de lei cu o cofinanțare de 10%. Minimul de cofinanțare este de 10%, așa spune finanțatorul. Ei vă dau 90%, primăria pune 10%. Ca și criterii de punctaj, sunt trei criterii. Primul criteriu este eficiența de energie electrică, iar asta o dovedim noi când facem documentația. Noi, la momentul depunerii, se face un DALI, o documentație de avizare a lucrurilor intervenției. E ca un SF, numai că se numește altfel. Al doilea criteriu este ordinea depunerii. Dacă sunt 5-10 primării cu același punctaj, câștigă primăria care a depus, are număr de ordine în față. Iar al treilea criteriu este cofinanțarea. O primărie, v-am spus, că prin ghid este obligată să pună 10%. Pentru fiecare procent pe care îl pune în plus, mai primește 2 puncte. Dar vorbim de o cofinanțare mai mare de 10%, doar dacă, după ce facem documentația. Dacă din documentație reiese că facem o economie de energie electrică doar de 40% și acolo avem un punctaj, atunci mai vorbim. Dar dacă noi din documentație reușim să ducem la o economie de 50-60% de energie electrică, în felul ăsta o să avem un punctaj superior. Și nu mai e nevoie de o cofinanțare mai mare de 10%. Eu vă spun toate detaliile astea, că e bine să le știm de la început. Ele sunt în ghid. Dacă doriți, vă pot lăsa un ghid, vi-l trimit în format electronic să studiați. Lucrurile sunt foarte, foarte transparente din punctul ăsta de vedere. Puteți beneficia pe toată raza comunei în banii ăștia, în milionul de lei, este
consultanță, proiectare, execuție și vă puteți încadra la un 800 de corpuri de iluminat inteligente, mai mult decât suficient, cred că pentru toată raza comune. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. Am o întrebare. Vă rog. Ați spus că beneficiază, deci, populația toată a comunii. Așa. Dar e binevenită cu facilitățile astea care le-a dat. Dar ăștia care n-au lumină, cu și beneficiază? Domnul meu. Iluminatul nu are legătură, domnul. Vorbim public, domnule, dar iluminatul public înseamnă să fie și în casă. Nu, domnule, în casă, ăla care n-are rețea, păi e lumina publică, da, dar sunt trasee care nu sunt. Și vă băgați, domnul Crețu, de așa. Păi, altul stă la lumânare, domnule, acolo. Explic. Stă la lumânare acolo, cu o luăm timpul din urmă, cu gazul, cu motorina. Îmi permiteți să vă răspund? Ideea este felul următor. Finanțatorul, fondul de mediu, iluminează iluminatul public, ăsta finanțează pentru iluminat public. Public. Pentru zonele unde nu există rețea de energie electrică, da. Doar în județul Bacău s-au dat doar două extinderi prin PNDL. I s-au dat comunei Tamaș și comunei, nu, scuzați, comunei Buhoci și comunei Tamaș, da. Doar două proiecte au fost finanțate prin PNDL. Deci un astfel de proiect de extindere se poate depune pe PNDL și acolo e un potențial finanțator. Sau de la bugetul local. Extindere de la bugetul local. Bine, vă spun, uitați, am colegi acum la Palincea și facem niște extinderi la Vladnic, la Milești, spre Ungureni, facem niște extinderi, dar alea se fac de la bugetul local. Sau o documentație împreună cu Delgazul. Și dacă Delgazul consideră că pe acea zonă este cu potențial, ei finanțează 50% și primăria 50%. Minim 50%. Noi în momentul de față. Și primăria diferența. Dar trebuie făcut un studiu de oportunitate pe zona respectivă și dacă ei consideră că au 5, 10, 15 gospodării care pot fi branșate, se poate demara și se beneficiați de o sumă de minim 50% de la Delgaz. La noi cred că sunt peste 100. Domnul meu, noi suntem deschiși și pentru segmentul ăsta putem să pregătim o documentație domnului primar dumneavoastră și să vedem dacă Delgazul spune că, da, domnule, este oportun, o putem ridica și să câștigăm. Și în timp pregătim. Că, pe exercițiul acesta bugetar este imposibil să mai... Pentru că e făcut bugetul, da? Se poate pregăti ca pentru anul viitor, dacă Delgazul spune, da, domnule, noi vă dăm 2 miliarde, mai puneți voi 2 miliarde. Știți ce aveți de făcut și o putem pregăti pentru anul viitor. Deci asta, dar asta este o discuție paralelă față de ceva da. Ce a venit o... Înțeles, domnule, am putut de am revenit cu problema asta, că sunt oameni care nu au lumină și ăla și că beneficiază iluminatul public, deci pentru bine. Dar ăla care nu are niciun stârp, nici un lumină, nu beneficiază lumină. Să știți că ăsta este un caz singular. Aproape nu este acum, comună în județul Bacău care să n-ai programul ăsta, primăria trebuie să-l facă cu proiect. Deci, suportul tehnic, din punctul nostru de vedere, îl putem da fără nicio problemă pe chestia asta de extindere. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru... Da, eu aș avea ceva de vă rog. Iluminatul, vedeți, un iluminat pretențios. Noi avem rețelele vechi care afectează iluminatul culeț. Să știți că... Și rețeaua nouă care este în Borges merge. La rețea la Răcătău, pe instalațiile vechi, nu merge iluminatul culeț. Dumneavoastră aveți parțial dreptate. Pentru că la sporturile de LED-uri astea sensibile s-ar trebuie să ai instalația bună. Cum e asta nouă pe Vărgești, da. Dar unde s-a timp fiile alea la voi de acolo, se face vază toată. Dumneavoastră aveți dreptate, dar să știți că prin noile corpuri culeți pe noi au un modul de protecție. Pentru că de o rețea bună. Dacă rețeaua nu e bună, ce fac corpurile alea? Ok, asta vreau să vă răspund. Acolo este sensibilă, deci mai bine nu pui acolo. Unde nu e rețeaua bună, degeaba. Dați voie să vă răspund? Bun. Avem experiența, avem notat și zona unde este cu cablu torsatat și unde este rețea clasică cu trei fire. Corpul ia în interior un modul de protecție și nu-i dă voie corpului să se ardă când sunt probleme. Mai mult de atât, n-am ce să vă spun. Ele sunt rezistente sau au ca să poată să ducă și dacă crește tensiunea, el să nu se ardă. Sunt protejate. Și în cazul în care se întâmplă lucrul ăsta, dumneavoastră aveți garanții. Pot să vă pun și o întrebare? Vă rog. Domnul președinte. Da, domnul. Și eu, da.
Da. Imediat, după domnul Crescu. Da, dacă se merge pe vechea structură, să știți că îi dau dreptate lui domnul Dancu, o să trebuiască să vă puneți auto, să le zic, astea de întrerupere, că sunt foarte mulți probleme din cauza vegetației. Am înțeles. Am mai fi o problemă care mi-a sărit în ochi. Sunt de acord, părerea mea, să se ia ordinea la care s-au înscris primăriile cu acest program, dar nu sunt de acord că dacă eu mai spun cu 20% mai mult sau 5%, deja să sar peste ăla care nu are bani la buce, în speță primăria noastră. Suntem o primărie mai sărată. Eu cred că punctul ăsta ar trebui să-l scoateți. Da, nu-l scoate, nu-l scoate. Nu, dar dumneavoastră, poate să ne transmită un mesaj. Domnule consilier, vă spun, acest ghid a fost în consultare publică. Da. S-au făcut modificări la nivelul lui. Noi, ca firmă și colegii noștri de la firma de consultanță, am adus niște modificări și am reușit să scoatem autorizația de construire de pe un proiect de genul ăsta, pentru că nu și avea rostul. Dar ce-mi ceriți dumneavoastră, nu se mai poate face doar dacă când era în consultare publică, dacă e posibil să fi făcut și nu fi fost acceptată o variantă pe care o spuneți dumneavoastră. Dar în momentul de față este absolut imposibil să scoatem această cerință care este în ghid. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar... Eu prea simt că vom fi pe ultimii de pe tabel, chiar dacă o să ne scrim pentru prim. Pentru că vine ăla cu o sumă mai mare și noi să l-ați luat, normal. Domnule consilier, la nivelul țării vor fi finanțate 700 de primării, 700 de proiecte. Tot la nivelul țării sunt vreo 3.200-3.300 de comune. Deci o treime din primării aproape vor fi finanțate. Fiți ferm convins că nu depun toți. Nu depun toți. Dacă depun 1.000 de primării, eu cred că e mult la nivel de țară. Noi, ca și firmă, ne-am mobilizat foarte bine în perioada asta și acoperim o mare parte. O acoperim mai multe comune din județul Bacău, chiar și din Neamț, Suceava și Iași. Dar vă spun că nu vor fi extraordinar de multe proiecte depuse la nivel național. Nu vă speriați că nu veți primi finanțare, pentru că din momentul de față, dumneavoastră vă dați ok-ul. După ce ne apucăm de documentație, în ziua în când se va deschide, se va da drumul la depuneri. Să spunem, de exemplu, 1 iulie se fac depunerile, fiți ferm convinși că în maxim 5 zile primăria Corcești va avea documentația depusă. Ce diferență de cost este pe volantul? Domnul președinte, pentru control. Pentru control. Diferența de cost? Da, la volant. Noi nu vorbim de prețul lămpii, pentru că eu dumneavoastră vă depun o documentație și vă fac un proiect tehnic, da? Corpurile variază, cum sunt corpurile actuale cu LED, găsiți la vânzare și cu 100 și cu 200 și cu 300 de lei, da? Bun. Aceste corpuri de care noi vorbim că sunt obligatorii. Deci finanțatorul te obligă să pui corp inteligent, nu te lasă să pui orice corp cu LED care se află pe piață, într-adevăr sunt puțin mai scumpe. Dar dumneavoastră nu aveți niciun impact direct, pentru că ele sunt finanțate de primărie. Când e garanția astea 5 ani, poate atunci nu se permite să înlocuim ce să strică, că prea scump. Fiți ferm convins că sunt corpuri modulare și nu se schimbă corpul cu totul. Dacă s-ar de aparatajul, se poate schimba aparatajul. Dacă s-ar de placa cu LED, se poate schimba placa cu LED separat. Adică nu l-ați luat și l-ați aruncat la coșul de gunoi. Ele sunt făcute în așa fel, încât se poate interveni asupra lui, să nu luăm carcasa cu totul, să o aruncăm, să o ducem la gunoi. Ele sunt gândite în așa fel, încât se poate interveni. Domn profesor, aveți legătură. Întrebare pentru doamna contabilă. Doamna contabilă, estimativ așa o factură lunară sau la două luni, cum vine la iluminatul public, puteți să ne spuneți o sumă? Ultima factură, 7.151. Da, dacă s-ar stinge mai devreme... Deci la fiecare, la lună sau la două luni? La lună. La lună. Deci vă dați seama ce economie facem. La 4.000 de lei. Domnul consilier, întrebați-o pe doamna și care sunt cheltuielile cu mentenanța, că sunt foarte importante și alea. Credeți-mă, la orice quartier din județul Bacău, sunt cheltuieli anuale de minim 30-40.000 de lei pe an cu reparațiile. Dacă luăm 40.000 pe an, pe ori 5 ani, sunt 2 miliarde pe care dumneavoastră e economie. Deci se face economie serioasă.
și numai cu 10% câte să contribuim noi, deci eu sunt de părere că ar trebui să votăm acest proiect, fără nicio reținere. Atât, domnul președinte. Da? N-am participat de la început și nu știu dacă s-a discutat. Vine de formă, nu? La proiectul de hotărâre, la articolele 5 și 6, nu știu dacă sunt tocmai propune. Consiliul Local consideră oportună și absolut necesară, asta e mai multe vorbire, nu poți zici propune sau hotărăște că ca Consiliul Local să considere oportună și deci astea, eu cred că la 5 și 6, ca să apară ca o hotărâre a proiectul, nu? Nu trebuie formulată așa, că simt. Haideți, domnul secretar. De la început vorbim de o aprobare de principiu și asta cred că s-a înțeles, pentru că nu puteați să aprobați până când nu știați care sunt de dimensiunile proiectului. Știți, propune, vine apoi hotărăște și nu poți zici Consiliul Local al Comunei Horgești consideră oportună și la hotărăște consideră oportună. Sau hotărăște, proiectul este de negenerat de venituri. Hotărăște Consiliul Local că proiectul este... Partea a doua frază spune așa, se angajează să se prevadă în bugetul deci local. Deci haideți să-i dăm o formă să apară hotărăște ce hotărăște. Da. Se angajează, da, se angajează să. Faptul că e generează sau nu venit. Da, păi atunci propuneți un amendament. Da. La articolul 5 să scoatem fraza de la consideră oportun până la... Consiliul Local se angajează să prevadă. Se prevadă așa și următoarea la 6 aici proiectul este necesar de venit, accesul la imobilizare gratuit. Ce poți să hotărăști că nu, asta chiar la 6-lea nu-l văd. Putem să scoatem dacă există... Aici asta puteți să puneți în vorbire, știți, la raport, la... Pentru că el vizează faptul că acest proiect este gratuit, neîngrădit, nediscriminatoriu. Dar, la formă, știți, nu poți să zici hotărăște că este negenerator de venituri. Și, nu știu dacă toți suntem, n-am participat de la început și nu din el, au fost niște probleme la primărie. Cum a rămas cu extinderea rețea? Dar o să vorbim la rectificare cu cer, nu? Da. La rectificare. Asta este proiectul numai pentru chestia asta de fond. Da. O să discutăm și partea cea mai. Deci amendamentul ar fi modificarea la articolul 5 și înlăturarea articolului 6, da? Da, pe motiv acesta trebuie în referatul, deci raportul de specialitate a Consiliului. Domnul Dămor, mai aveți ceva de adăugat? Nu am adăugat nimic, bravo. Acum urmează. Domnul Berușcă, cred că nu greșesc, trebuie să spuneați și dumneavoastră consilier local la Mândra. Da. Deci vorbim de pe aceleași poziții, știm... Da, n-aș vrut să înțeleg greșit. Le amestecăm, da. Dețin și calitatea asta. Nu le amestecăm, nu. Da, bineînțeles. Doar vreau să subliniez faptul că transparența e foarte importantă când vorbim de proiecte de hotărâre. De exemplu, văd aici în referință de necesitate niște oferte pe care dumneavoastră le-ați înregistrat la primărie și care au fost foarte ok să fie la mapă, să le vedem și noi. 50.000 de lei... Nu, discutăm la atenție, domnul Dămo, dar când ați voi, mă iertați, vă întreb. Deci, deocamdată, discuția de sumă o să discutăm în proiectul de rectificare. Asta era dacă noi nu aprobăm acordul de principiu, cealaltă altul nu-și mai are rost. Deci toate cade și oferte, eu vă spun oferta în momentul când aprobăm în... Astăzi aprobăm cei 50.000 de lei pentru consultanță. După următoarea. Următorul proiect. Ăsta aprobăm. Dacă pe ăsta, l-aprobăm și pe următorul. E obligatoriu. Da. Ideea este pe următor. Astăzi aveți o hotărâre de principiu, da? M-am plecat și peste de finanțare. Automat se va veni cu proiect de hotărâre pentru documentație tehnică. De avizare a lucrurilor intervenției, ASF-ului mai fi interesul tuturor, noi vom veni cu niște indicatori tehnico-economici. După, când venim cu indicatorii tehnico-economici, venim și cu un deviz general, detaliat, cu fiecare cheltuială în parte. Ce înseamnă consultanța, ce înseamnă proiectarea, ce înseamnă cheltuielile cu avizii, cu deficiția de șantier și cu ce plus semnul cu construcții în ține, construcții și montaj. Cât la asta din proiect estimat să este partea asta de cofinanțare? Deci, obligatoriu finanțatorul, cofinanțarea este 10% din toată valoarea, da? Dintr-un milion de lei, 100.000 de lei este cofinanțarea. Bun. Iar cheltuielile cu consultanța și proiectarea sunt eligibile de la finanțator în maxim de 9%. Deci vă dă finanțatorul 4% pentru consultanță și 5% pentru dalii și proiectare.
Deci, mort, noi cum bănuți ăștia, trebuie să, în aia 9% consultanța și proiectarea, care sunt firme diferite, trebuie să încadreze în bănuții respective. Am înțeles. La criteriile pe care le-ați menționat la, pentru, pentru a fi eligibil și a fi selectați, da? Nu considerați oportun ca, de exemplu, am putea, pentru a avea o siguranță, să mergem pe 11% sau 12%? Eu asta v-am spus și mai înainte. În urma documentației pe care o vom face, vom vedea ce economie... Fac analiza în teren. Să vedem ce economie de energie. Noi, ca să facem acea documentație, vin cu colegii în teren, venim, numărăm. Numărăm stâlpi, numărăm corpurile de luminat, estimăm un consum în funcție de ce are puterea instalată. Ați estimat 800, scuze, ați estimat 800 de lămpi. Da, aici încadrăm sau așa cum cadrează. La tipul ăsta de proiect, la valoarea asta? Bănuiesc, noi avem datele din teren. Ce necesar am avea? Eu am vrut mai mult. Deci, păi, discuțiile purtate, atenție, haideți să o lămurim ideea. Deci, cât stă de iluminat avem în comună? Proiectul ăsta s-a născut în momentul în care am avut discuție referitor la programul respectiv, firmă de consultanță cu dumnealor și am discutat. Am avut oferte, logic și normal, dar nu pot să demarez o măsurătoare efectivă în teren până nu avem o aprobare prin Consiliul Local. Deci nu puteam să iau o decizie, atât domnule și măsoară și ne costă, eu știu eu, 5.000 de lei, dau un exemplu. De unde dădeam dacă noi n-aveam alocați bani pentru așa ceva? Știi cât stânt avem în comună? Nu. Efectiv nu. Păi, de exemplu, poate... Cei 800, eu zic că noi avem mult mai mult. Eu am zis 1000. Din proiectul respectiv, dar dumneavoastră, din proiectul respectiv, că am avut discuția aia în contradictoriu, o zic, domnule, la sumele respective și la prețurile care ar fi, ar veni undeva la 800 de becuri. Și atunci am zis, nu, dacă intrăm în Consiliul Local să aprobăm, efectiv va fi în momentul când va face studiu, efectiv, domnule, vor avea, sunt 1000 de stâlpi de, că i-am și spus de la început, vreau... lampă, deci LED pe fiecare stâlp. Deci nu mai luăm din 2 în 2, nu mai că punem acolo, punem dincolo. Ideea e ce să fie per total. Ceea ce înseamnă că putem depăși cel prag de... Dar nu putem ști... Și să venim noi cu o finanțare mare. Abia atunci, în momentul în care vom aproba contribuția noastră. Deci asta este, practic, un proiect de principiu în care să putem să demarăm, să înceapă dumnealor partea din măsură de spoziție. Dar dacă noi, de exemplu, avem 1500 de stâlpi în comună, noi trebuie să știm că o să trebuiască să venim cu cofinanțare. Dar nu vom ști decât în momentul analizei dumnealui și spune, domnule, ca să treacă proiectul ăsta, va trebui 15%. Dar un exemplu. O să vină domnul să numi stâlpi la noi în comună? Da. Noi, ca să putem să facem acel, în documentația respectivă, în SF, trebuie să venim cu studiul luminotehnic și cu audit energetic. Eu, ca să pot să fac auditul energetic, obligatoriu. Văd toată comuna, îmi dă domnul primar un responsabil din primărie. Nu știu, cine? Da, domnule, nu pot să vină cu noi, numărăm pe fiecare uliță, numărăm stâlpii și corpurile de iluminat. Atunci vă putem face și la corpurile de iluminat, vedem și ce becuri sunt montate în corpurile de iluminat. De 45, de 60, de 120 de W. Noi adunăm totul și atunci vă spun, domnule, aveți 780 de corpuri de iluminat, și 1000 de stâlpi în comună, că cu siguranță nu aveți stâlpul și corpul, și corpul nu, iluminat. Nu, în niciun caz. Și atunci vom veni cu proiect de hotărâre pentru aprobare investiției. Și atunci vedem exact. Atunci știm, da, domnule, ne trebuie atâtea becuri, noi trebuie să contribuim în loc de 100.000 de lei cu 120.000 de lei, dau un exemplu eu, și atunci aprobăm, dar venim cu lucruri concrete atunci. În urma analizei din teren și a studiului respectiv. Dar eu am lucrul ca să verific stâlpii. Poțim? Poteți? La cât timp se verifică dacă funcționează sau nu stâlpurile astea? Păi cum sunt, la ce verifică să la cât timp ne verifică? Păi pentru că la Horgești, aproape 3 ani de zile a fost un bec, un stâlp rupt, când a venit nimeni să întrebe dacă de ce funcționează sau nu funcționează. Coleg, dar să știți că asta nu ține de noi, dacă eu le-am trecut, ține de Delgaz, e rețeaua lor, stâlpii sunt ai lor. Nu vom fi acceptați. 50.000 de lei? Nu, revenim. Adică haide, dacă purtăm discuția, dar haide să aprobăm proiectul, dacă s-a luat la aprobăm, și are loc discuția următorul, că v-am spus, e legat și rectificarea bugetară. Vă spun și modul de plată la banilor. Atât vreau să mai zic că ca model, de exemplu, toată lumea a luat Via Reper în țara asta ca și comun, ca și dezvoltare, comuna Ciugud-Alba. O comună care a reușit să-și asigure independența energetică prin panouri fotovoltaice. Bun.
Eu asta, dacă Ministerul Mediului de asta ar fi vrut un proiect cu adevărat care să sprijine, cred că, nu știu, bănuiesc că oricum sumele necesare probabil erau mult mai mari, dar cred că pe acolo ar trebui să ne îndreptăm. Hai să vă dau un exemplu, domnule Dămoc, da? Da. Domnule Dămoc, o tehnologie cu anor fotovoltaice, în momentul de față, este o tehnologie foarte scumpă. Noi, de exemplu, prin GAL, și dumneavoastră faceți parte dintr-un GAL pe care ați făcut un serviciu sau ați achiziționat ceva. Pe GAL Colile Tucovei am făcut mai multe comune cu panouri fotovoltaice. În comuna Traian, sat Bogdănești, 100.000 de euro, s-au făcut doar 44 de stâlpi. Ați înțeles? E, gândiți-vă dumneavoastră că 100.000 de euro faci jumătate, nu, la 100.000 de euro faci jumătate de comună Turgești. Iar la panourile fotovoltaice, gândiți-vă că bateriile au o durată de viață limitată, iar după câțiva ani trebuie schimbate. Panourile, într-adevăr, se duc au randament maxim în primii 10 ani, n-ai probleme cu ele. Între 10 și 25 de ani de mai scade randamentul. Dar la baterii, credeți-mă că în 4-5 ani de zile, ca și o baterie de mașină, își pierde proprietățile și trebuie schimbată. Dumneavoastră, credeți-mă că cea mai bună variantă în momentul de față este economia de energie. Că dumneavoastră o să aveți costuri foarte mici în timp în față de panouri fotovoltaice. Eu sunt de acord. Un panou, un făcut undeva în afara comunei, un parc fotovoltaic sau două eoliene, da, alea sunt foarte bune. Dacă să facem unui comuna Mărgineni, care e un proiect greșit și a dovedit falimentul, că din 1609 stâlpi, mai funcționează, cred că, doar 10%, 15%. A fost gândit prost. La noi câte funcționează? 15% și la noi. Da, mai întâi, comuna Măgura aplică la acest proiect? Da. Dar nu prin societatea pe care o reprezint. Ar fi conflict. Nu, eu nu e societatea mea, eu sunt angajat al societății, așa că nu. Hai să punem la favoare 2 primărul 2. Nu, stați, avem două amendamente. Primul amendament, modificarea articolului 5, în sensul că acesta va suna Consiliul Local al Comunei Vorgești, județul Bacău, se angajează să prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare a investițiilor sumele necesare lucrărilor și achizițiilor aferente implementării proiectului în cazul în care se va obține finanțarea. Se scoate fraza în care zice consider oportun. Cine este pentru? Hai să facem abținere. Împotriva, abținere. O abținere, da. Restul am avut voturi pentru, da? 14 voturi pentru, da? Asta nu știu. Domnul contabil, aveți sursa de finanțare? Păi acum venim cu un proiect urmărit. Trebuia sursa de finanțare. Și asta ar trebui să știm deja un număr de stâlpi. Da. Deci, de exemplu, okay. Ce 800 de stâlpi? Eu sunt pentru că vă spun eu. Deci, din câte am înțeles eu am aici programul privind sprijinirea eficienței. Spuneți o următor. Unități administrative teritoriale cu populație de peste 4.000 de locuitori. Așa? 1 milion de lei. Asta este suma respectivă. Contribuția proprie este de minim 10% din cheltuieli eligibile cu cheltuieli neeligibile. Rata de finanțare nerambursabilă maxim 90% din cheltuielile eligibile. Exact ce s-a spus, dacă vrem să continuăm, dar noi nu știm, asta este plafonul din proiectului respectiv. Deci, dumnealor ne dau 1 milion de lei în proiectul respectiv, din care vin cu finanțare de 90%. Dacă îmi permite să mai fac o completare, o finanțare pe care o votați dumneavoastră la celălalt proiect de hotărâre, că am înțeles mai eu. Următorul, normal. Gândiți-vă că nu este de pe o zi pe alta. Noi pregătim documentația, să depunem, vi se dă un termen, adică bănuții, poate când aveți voie, sau acum faceți și rectificare? Da. Faceți și rectificare. Perfect. Iar ca și, noi avem și, și în contractul pe care îl vom avea cu dumneavoastră, avem și un la depunere clauze. O clauză. Lăsați-ne explic, în urma negocierilor, nu să știm. La depunere este o sumă de bani și după ce se declară eligibil proiectul, după aia primim restul bănuților. Dar nu am luat bănuți și am plecat acasă. Că noi nu avem interesul să depunem niște proiecte, să ne lăudăm că am depus, dar ele să n-aibă finalitate.
Mai avem un amendament de votat. Înlăturarea amendamentului este înlăturarea articolului 6 din hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține? Domnul Bobo cu abținere, da? Aprobat și acesta. Treceți la aprobarea cu proiectul din forma amendată. Da, numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Abține. Deci toată lumea a fost pentru, da? Avem unanimitate, da? 15 în locul 3. Domn profesor, o leacă mai atent că nu fi sitului mai... Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Daniel. Dacă aveți ceva de spus, vă fiți la cuvânt, da? Așa că la urmă, așa că la urmă. De asta cum am spus, următorul proiect de hotărâre, un proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la data de 29.05.2020. Practic, acest proiect vine ca o completare a proiectului anterior, legat unii cu alții. Aici o să discutăm practic de sume. O să vă întrebați de ce este suma de 50.000 în urma ofertelor și negocierilor avute cu firma de consultanță și de proiectare. S-a ajuns la suma de 50.000 de lei fără TVA. Așa cum vă o anticipat domnul Berușcă, am negociat termenii de plată. Adică eu îmi doresc ca și la oricare proiect să fim implicați atât noi ca și beneficiari, cât și dumnealor care se ocupă cu proiectare și consultanță. Și am, în urma discuțiilor și negocierilor avute cu dumnealor, am ajuns la acest consens pe care venim noi să vă propunem la dumneavoastră. 15% din suma de 50.000, aici se mai adaugă TVA. Noi am găsit deocamdată împreună cu doamna contabilă rectificare pentru 50.000, pentru că astea se vor derula în timp. Deci, proporția de 15%, de 15% plus TVA, deci de suma respectivă, la emiterea facturii după depunerea proiectului la finanțare. Deci în momentul când dumnealor fac dovada că proiectul a fost depus, vor lua 15% din sumă. Iarăși 15% după semnarea contractului de finanțare. 35% înaintea primei cereri de contare, deci în momentul când, după ce se aprobă finanțarea, va veni prima cerere de contare. Și ultima, după ultima cerere la cererea de contare, după ultima factură emisă în momentul când ajungem la finalul acestui proiect. Astea sunt procentele și ceea ce am negociat. Bine, ofertele au fost, am discutat și am găsit înțelegere, zic eu, la propunerile, au fost firme care nu mi-au acceptat chestia asta, au vrut procente mai mari, mai mici, sau poate chiar și am avut și care au zis că nu, vrem cu totul și nu, la care nu am acceptat din prima. Deci astea ar fi procentele. O să vă spuneți de cei 50, din calculul meu este vreo 60 și ceva de mii de lei. Vă gândiți că ne alocăm banii ăștia și luăm undeva de la alegeri locale, pentru că la momentul actual, conform ordonanței, s-au mutat. Alegeri locale nu s-a luat niciodată stabilă pentru stabilită, nu s-a stabilit data viitoarelor alegeri locale. Ordonanța spune că s-au prelungit mandatele atât a primarului cât și a dumneavoastră, domnilor consilieri, până în cel târziu 31 decembrie 2020. Și atunci am venit cu propunerea în fața dumneavoastră pentru rectificarea doare sumei respective și alocarea pentru demararea cheltuielilor în primă fază, deci vorba de 15%. După aia, sub următoarea de 15%, iarăși va fi după semnarea contractului. Noi sperăm să, ca în toamnă, să semneze contractul de finanțare. Și apoi, la prima cerere de contare, să începem lucrările și să fie cu spor. Cam asta e. Să stii la doamna.
Domnul primar, ca să întreb, cei 50.000 de lei reprezintă prima tranșă de 15% în cazul? Reprezintă toată suma, fără TVA, de care se bate la Constanță și la... Bine, de aceea am văzut, pentru că acum știm și noi pașii și sunt destul de greoi și ce se întâmplă și nu văd eu, suntem deja în iunie, nu mai pune mai, cred 29. Bun. Dacă tot avem această sumă, nu, de acolo lăsăm 15%, mai lăsăm, dar ar trebui să ne gândim să punem domnul primar niște bani și pentru extinderea rețelei la Sodor, pentru că trebuie să începem și acolo trebuie bani. Și... Dacă îmi dați voie, la ora actuală, în teren, este echipă, l-a ridicat măsurători. Păi da, și trebuie și acolo bani. Și venim, dacă... venim cu proiect de hotărâri, iarăși. Păi da, dar suma, dacă o punem toată 50.000 aici și știm că numai 15% o să ne trebuiască, trebuie și acolo. Nu, trebuia 30%. Și... 30%. Aceea și mai este, am înțeles de la domnul director Lucaci că a făcut adrese la primărie, astăzi mi-a zis că le-a trimis, n-am știut că le-a trimis, privind... instalarea centrală la Sodor e al treilea an și nu s-a făcut, sper că anul ăsta se facă, dar a făcut și pentru centrală la, la școala Horgești, am înțeles referat. Și nu s-a luat în calcul nimic. Adresele domnului director? Pentru că nu sunt bani deocamdată. Știți, pentru Sodor am mai acolo da, pentru Sodor da, da, dar pentru centrala cealaltă nu. Na, adică... Centrala de la Horgești, în niciun caz, nu... Și nu încercăm să votăm dacă tot a făcut referat. Alo, alo, o să venim. O să revenim. O să revenim. O să revenim. O să revenim. I-am făcut adresă. Bun, dar în primul o să revenim cu un proiect, să vedem în funcție de... de... cum să vă spun, de obținerea fondurilor pentru centru comunitar, pentru că e gata proiectul și o să vă aduc la cunoștință la diverse problema respectivă, s-ar putea să avem acolo bani și pentru central. Dar deocamdată așteptăm să vedem dacă putem demara situația respectivă. Da. Și în schimb, și cu centrala, dar acolo n-am văzut nici alisat domnului director, dar vă rog frumos, din această sumă de 50.000 să prindeți cât trebuie acum, cât ar trebui cel mai repede și să lăsați și pentru o sumă pentru extindere rețea la Sodor, că și așa nu, merg lucrurile destul de greu. Okay. Cine se mai scrie la cuvânt? Eu. 30 ori 50? Stai un pic. Am și eu să spun ceva. Da, domnul Bobo, poftim. 20 cu 30. Da. Mi se pare prea haios să vorbim de modernizarea iluminatului public în comuna Horgești, în anumite localități din comuna noastră sunt oameni care n-au curent electric, doar. Acolo ei au lumină cu lampa și noi am început să pompăm bani, că asta e o afacere bănoasă, face micii industriași care se ocupă de problema asta. Și noi în localitatea noi sunt uli, sunt case, că n-au curent electric. Și a apărut acum din pământ iarbă verde că cineva e foarte interesat de extinderea rețelei electrice, parcă a căzut din cosmos. Acum nu uite atât ani în comună la noi, să fi făcut de mersuri. Vă rog tare mult, haideți să găsim soluția ca să se extindă rețeaua electrică și la noi în sat, la Sohodon și în toate comunile. Că prea ne-am aprins la iluminatul public, batem repede în palme și acolo la noi... În comună la noi, în satele noastre, sunt oameni care n-au curent electric. Haideți să batem repede de picior acolo, că uite, domnul primar, lumea de la noi, ați văzut azi dimineața la poartă la mine, cred că n-ați trecut. Da. Oameni care au venit la noi, ei n-au înțeles ce înseamnă iluminatul public și extinderea rețelei electrice. Dumneatale, ești pus în vârful unei lanci că ești împotriva extinderii de rețelei electrică în Sohodor. Depindeți mesajul. Domnul primar, eu... nu umblu cu anonim. Mă duc la oamenii care au spus că vă oprești cu mașina la Sodor, vă ia la bătaie. Dacă sunteți vinovați, eu nu o să vă scot deloc. Dar dacă nu sunteți vinovați, veniți aici cu o informație oficială, domnule.
De ce nu s-a băgat până acum, dacă se poate băga sau nu, că sunteți intoxicați, că sunteți împotriva extinderii țării electrice. Asta ar trebui discutat la divers. Dar discutăm și domnule, de lumină în vorbă, domnule, tot da. Privește iluminatul. Corect. Nu puteți pune pumnul în gură. Haideți să găsim soluția ca oamenii ăștia să aibă și să aibă posibilitatea să-și să acordeze la curentul electric. Corect. Așa. Și dumneavoastră, dacă nu sunteți vinovați, așa, că uitați, oameni de la noi din comună a spus că a fost informat de doamna viceprimar, că dumneavoastră vă opuneți, nu-i dați voie să-ți facă treaba în comună la noi, să aibă și locuitorii din satul lor lumină. Dacă dumneavoastră e adevărat că nu vă opuneți, luați cuvântul, domnule, și luați taurul de coare și povestiți care e situația. Acum o să am dreptul la replică. O să ai, doamnă, dreptul la replică. Dar auziți, nu mai intoxicați opinia publică. V-ați prezentat, stați un pic, v-ați prezentat cu o listă cum că eu am dat-o domnul primar și taie cu oameni la ajutor social. Domnul primar, v-am dat o listă eu? Nu există așa ceva. Bine, atunci tot fiul de niciun de asta spuniți și vreți să vă cățarați și scara politică, nu să ajungeți așa ceva. Aveți un pic răbdare, scrieți-vă la cuvânt în prima dată. Aici nu facem... Domnul președinte, da, tot respectul pentru dumneavoastră, sunteți într-o scrisare politică aici, vă rog, aveți licență cu citirea. Duceți-vă și învățați carte, că aveți probleme cu citirea. Cine vrea să înscrie la cuvânt în prima scrisă? Atâta timp cât am refuzat să vă iau pe lista mea de consilier, până atunci era bine, acum nu e bine, dar dau răspuns. Nu trebuie o zi dreapta, domnul Popov. Haideți să lăsăm că dumneavoastră ce spuneți lucruri neadevărate. Pentru extindere rețea. Nu am spus oamenilor că domnul primar nu vrea. Vă spun exact situația. În luna mă lăsați să termin, că nu m-am, eu n-am zis nimic. În luna august 2019 a venit o adresă de la EON prin care l-a răspuns la adresa domnului primar, unde care solicita să facă extindere rețea pentru școala care se face la Soudor și încă 20 de gospodării. A venit răspuns că nu se poate pentru gospodării pentru că nu au autorizație de construcție. Am întrebat apoi pe domnul primar dacă pot să mă duc și eu la EON să întreb. M-am dus cu permisiunea dânsului. Am fost la EON și mi-au zis așa: situația aceasta, că nu sunt case cu autorizații și nu se poate face extindere rețea, este în toată țara și multe în Bacău. Să facem un memoriu și să solicităm la ANRE să se dea un ordin al ANRE-ului să permită să se bage, să facă extindere rețea și fără, la casele fără autorizații. Am venit cu răspunsul la domnul primar. I-am arătat, a rămas domnul Valea Vite, care e pe urbanism, a rămas să se ocupe când vine, era liber, era în concediu, nu mi-amintesc acum. Nu s-a făcut nimic până în luna octombrie. În luna octombrie 2019 au venit câțiva cetățeni și au întrebat iar de extindere rețea. La care punct din ordine de zi chestia care o ascultăm noi acum? Domnul președinte, eu dau răspunsul cum nu l-ați oprit pe domnul, eu trebuie să dau răspunsul. Deci eu trebuie să dau răspunsul. După convine, puteți ieși la aer liber, eu dau răspunsul. Eu v-am spus, din momentul în care, oricum, s-a ajuns până luna martie, când domnul primar dar de ce nu lăsați să discut? În luna martie am făcut adresă la ANRE, cu memoriu, nu adresă, cu numărul de case, absolut toate, și am primit răspuns. La rectificare bugetară asta, ne spuneți la diverse, nu ne spuneți acum. Păi nu trebuie să-i dau răspunsul domnului Popov? Cum se face că tot ce spun eu e campanie electorală? Campanie electorală. Și soțul dumneavoastră cu banii primării și da, domnule, bun, și dumneavoastră, bani, da. Bani în locul, bun, care-i problema ședință de Consiliul Local? Să despre asta. Domnule, tot ce fac eu, fac campanie. Ce faceți dumneavoastră, faceți bine comunității. Se pare că oamenii exact altfel văd. Eu sunt cea care fac bine comunității. Fără dați lista dumneavoastră la oameni, dacă ar fi un om prost, ar vine oamenii băbat acasă. Nu, așa și faceți. Cum veniți, domnul Popov, dumneavoastră, haideți să nu distăm astea, că dumneavoastră umblați numai mai cu prostii. De asta nici nu m-am acceptat pe listă. Fica unui securist din comuna asta și nu vă să vă fie rușine pentru afirmația pe care o faceți. Cum să fie rușine dacă nu mă dă unul cu diversiuni de astea în comună?
bani să oprească primarul. Eu nu primar. Vedeți că a venit oameni la mine. Domnul Popov, nu știți primărie. Nu vă interesează cetățenii, nici măcar cei din satul sau Odor. Vă interesează dumneavoastră să mai știți o dată cu zile. Înainte de alegeri de extindere sau aparcare în Cosmos. Domnul președinte! Sunteți în formă să închide serdința? Nu, nu, nu. Bă, nu ce ce faci mai? Faci mă, nu ce mai? E contrazicem, e vorba de aia. Vă rog frumos. Ca să, din după acest memorandum, a venit ce faci? În camare? Ne criticăm unul pe altul? A venit răspuns la NRE, care a spus, doamnă președinte, vreau și o să spun ceva la proiect. Am venit să meargă de doamnă. Domnul președinte, întoarce-mă la ordinea de zi. Da, domnul. Domnul, la ordinea de zi. A venit cu propunerea, mă lăsați, a venit cu Domnul Dacă, propunerea mea e 20.000 de lei să se ia din cei 50.000, 30 să rămână pentru modernizare și 20 pentru extindere. Și de aceea am punctul de vedere. Că avem răspunsul de la NRE, inclusiv de la EON, care spune că nu mai este obligatoriu să aibă autorizații. Dacă la noi se face puzul și se pun actele în regulă, iar cetățenii au adeverințe că au locuințe și declarații notariale, că n-au înstrăinat locuințe, atunci se poate face extindere și se pot racorda fără autorizație. Aici vreau să ajung. Deci este ceva realizabil. Și de aceea trebuie prinși bani. În rest, răutățile ne lăsăm că nu fac bine oamenii. Mai mulți bani să fie... Mai mult momentan, că din 50 atâta sunt. După aia mai găsești. Să găsești un puțin. Avem un echid de bani. Deci acesta a dat un semnal, acesta este un semnal meu. Am notat suma de 20.000 de lei. Din cei 50.000 să fie alocată pentru extinderea de rețea. Exact. Stabilim unde extinderea de rețea. Pentru satul Sovodor. Că sunt mai multe zone. Este memori făcut. Îl punem la vot? Nu, nu mutăm așa doar ca să mutăm. Hai să împărțim. După lansarea oficială a ghidului, o să fie un termen de maxim 3 săptămâni în care trebuie pregătită documentația și apoi depusă la Ministerul Mediului. Deci eu zic, din momentul de față de astăzi, cam într-o lună de zile, astea sunt informațiile pe care noi le-am primit de la Ministerul Mediului în urma telefonilor și întrebărilor pe care le-am adresat. Noi considerăm că într-o lună de zile ar trebui să avem documentația terminată și depusă la Ministerul Mediului. Am înțeles. Iar dacă tot mi-a dat cuvântul, aș vrea să-i răspund domnului Dămoc. Dumneavoastră aveți dreptate, domnule Dămoc. Eu sunt Dămoc, domnule Dămoc. Dumneavoastră aveți perfect de dreptate. Dar noi suntem industriași, suntem o firmă de profit. Eu sunt Boboc, știu multe lucruri despre industria de Noi suntem o societate. Da, cineva cu piper pe ei. Vreau să vă răspund, mă simt obligat. Nu v-am cerut niciun răspuns. Nu, dar știți de ce? Noi suntem o societate care lucrăm, suntem din Bacău, avem angajați de la noastră din zonă. Să fii sănătos, domnul Cicu. Și prin proiectul, dacă acest proiect se va implementa la nivelul comunei dumneavoastră, în timp dumneavoastră, primăria va câștiga bani. Ne-ai auzit că noi avem curent electric. Știu, dacă mă înțeleg. Haideți să gândați voie să ne lămurim. Haideți să avem răbdare să ne spunem cuvântul fiecare oameni. Doamna viceprimar, eu nu sunt de același caracter cu alții de lângă mine de aici. Dacă spuneți că NRE-ul acceptă fără să fie autorizații de construcții, lăsăm banii ăștia aici, lăsăm banii ăștia aici, să prindem proiectul ăsta, că este un avantaj enorm pentru noi, pentru comuna Horgeș. Și între timp găsim bani să facem și extinderea, oameni buni. De ce suntem atât de porniți
să ducem bani într-un singur loc. Acolo, cum vreau, Bobo. Mulțumesc. Domnul primar, să explicați situația asta. Care sunt nelămurbitate acum la voi? Dar ar fi bine să explicați acum, să spuneți la oameni să fie lămurim. Eu știu păcat, vă spun. E păcat că și acum... Bună, mai pati pe acolo, domnul. Haideți să o luăm așa, da, cu mesajul de astea, cu prim mașini... Păi da, cel mai bine explicați acum ca să se știe. Cine face lucrul ăsta și alimentează lucruri de genul ăsta, fără cuvinte, nu poate nimic. Eu zic că mai este un pic până începe campania electorală. E. Zic eu, oficial. Haideți să lăsăm la diversa asta. Hai să lămurim, hai să lămurim, păi legat. Să o explicăm. Suntem la un proiect. La un proiect. Noi am venit cu proiectul respectiv pentru modernizare. Într-adevăr, ceea ce spune domnul Bobov, că mai sunt zone în care nu avem. Degeaba faci modernizare când tu nu ai iluminat normal omul să fie pe următor. Să haideți să lămurim. Noi am făcut mai multe demersuri către Delgaz Green pentru, deci ordinul 36 care l-am aici, de la ANR, spune anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinim în momentul în care, deci dacă până acum s-a putut face, din anul 2019, ordinul 36, metodologia spune destul de clar care sunt condiții pentru a aproba aceste extinderi și prin proiectul respectiv vine și Delgazul cu o contribuție de minim de 50% în proiectul pe care îl facem noi. Noi am venit în prima dată, avem două solicitări la dumnealor. Prima dată să-i prindem, dacă țineți minte, acum 2 ani am aprobat 2.200.000 de lei pentru extinderea de rețea la Sohodor. Faptul în sine, noi am demarat lucrurile respective, ANR-ul am vrut să-i facem părtaș în momentul respectiv, dacă țineți minte, pentru un PT. Deci, în urma studiului făcut de societatea respectivă, a reieșit că numărul de consumatori din satul Sohodor este foarte mare și transformatorul care este la ora actuală în satul Sohodor nu mai poate duce și un alt suplimentare a numărului de consumatori. Bun. Am revenit și am spus în felul următor. Hai să facem proiect în partea următoare pentru școală, acolo unde se face școala nouă, și am pus noi 20 de locuințe în ideea în care să prindem, să putem să dăm drumul la o extindere de rețea. Oficial ne-au răspuns. Ne-au dat, eu am aici un răspuns oficial de la dumnealor, prin care ni s-a eliberat avizul tehnic de racordare pentru școala din satul Sohodor, având în vedere că am prezentat documentații, autorizații și toate documentele de proprietate, iar B, tot la punct la adresa respectivă, spune avizul tehnic de racordare. Eu am citit adresa asta la toți cei care au venit și ne-au discutat. Fiecare au înțeles cum au vrut. Avizul tehnic, atenție, avizul tehnic de racordare pentru cele 20 de locuințe din Comuna Horgești se va face respectiv prevederile ordinului ANR 36-2019 privind aprobarea bun. Conform acestui ordin, extindere pot fi doar la solicitarea unității administrative teritoriale. Bun. Pentru demararea procedurii, noi trebuie să depunem următoarele documente. Vreau să fiți atenți. Cererea autorității publice locale. Asta se poate face oricând. Planul urbanistic general. PUC. E vorba în vigoare la data solicitării pentru localitatea unde se propune rectificarea. Îl avem și acesta. Planul urbanistic zonal, în vigoare, la data solicitării, este vorba de un plan urbanistic în zona respectivă, extinderea de rețea de distribuție cu prezentarea echipării edilitare existente și a propunerii de dezvoltare. C. Acte doveditoare asupra proprietății terenului pe care urmează să fie amplasate rețelele. Apoi, procese verbale de bornare, vizate de serviciul de cadastru și toate chestii. La punctul E. Autorizații de sau certificate de urbanism pentru construcțiile aferentelor viitoarelor locuri de consum, unde se solicită dezvoltarea rețelei electrice. Ei, aici noi n-am putut să prezentăm nimic. Pur și simplu, pentru că sunt, mi se pare că acum, la ora actuală, din câte știu eu, două autorizații în zona respectivă. Mă refer la zona unei școală, aici, pe drumul județean. Discutăm. Bun. Apoi, memoriul privind gradul de dezvoltare. Bun. În momentul când am primit adresa asta, am discutat, e normal și firesc, să discutăm împreună cu doamna viceprimar. Și am zis, haideți să facem un memoriu. Eu am memoriu și pe memoriu de oportunitate, în care
spunem destul de clar că avem un număr de 100 și ceva de case. 130 de case. Da, sunt copii minori, deci noi le-am spus situația socială a zonei. Din discuțiile purtate, eu am fost în audiență chiar la domnul director Chilea, șeful departamentul de Zardvin Bacău, în care spun, domnule, mi se pare anormal ca noi să facem, să iluminăm școala, să dotăm o școală și să facem o școală atât de frumoasă acolo, iar copiii care sunt acolo să stea pe întuneric să nu facă lecțiile. Practic, e o chestie urâtă, din punctul meu de vedere. Bun, în urma memoriului, deci în data de 25-a, anul acesta, am primit o adresă de la un subalternul domnul Petrică Iacob, eu îl cunosc pe dumneavoastră că am fost și acolo, și-mi spune în felul următor, din documentațiile transmisie de dumneavoastră, este că a solicitat la ANRE. Deci, dacă se merge pe principiu că primarul Gheorghe Cioabă nu este împotrivă, îmi pare rău, hârtirii arată total invers. Deci asta vreau să ne lămurim chestia asta. Deci cine vrea să intoxice, e vorba noastră, cu că nu-mi pasă și că nu vreau chestia asta, îmi pare rău să-și asume fiecare ceea ce face. Bun, din documentația transmisă de dumneavoastră, este că a solicitat ANRE informații cu privire la modalitatea construirii extinderii rețelelor de distribuție energetică electrică și vi s-a răspuns prezentându-vă cadrul legal reglementat. Atașat, vă transmit o sinteză a ordinului 36 în care sunt prezentate etapele care trebuie parcurse și documentele necesare în vederea construirii și extinderii de rețea de distribuție. Deci discutăm de rețeaua de distribuție. Nu discutăm de alimentarea cetățenilor. Mai jos vă transmit extras din ordinul 59/2003 actualizat, care prezintă mai nou și modalitatea de racordare pentru imobile în baza unor adeverințe solicitate neavând act de proprietate. Bun. Și ne spune toate chestia asta la articolul 14. Pentru un loc de consum sau producere nou, documentația anexată cele de acordare va cuprinde date tehnice energetice. Asta este specialist. Certificat de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construcție pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere. Planul de situație la scară întocmit conform prevederilor legale. Construcții existente care se modifică în copii, pentru construcții existente care nu se modifică, este suficientă schița de amplasament. Bun. Planul urbanistic zonal aprobat, sau planul urbanistic de detaliu PUD, aprobat dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism. Copia actului de identitate. Iată, asta se referă numai la oameni. Și acum, la punctul E. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei sau clădirii care constituie loc de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea. În copie, în cazul spațiilor care nu sunt proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și sau capacități energetice. G. Autorizația de construcție pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv în termen de valabilitate, în copie, în situație. Alte documente care așa. Și zice în felul următor. Prin derogare de la prevederile articolului 1, ce v-am citit eu, pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblul de blocuri, sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul din documentele prevăzute la alineatul 1, litera F, deci a litera F, o mai citesc o dată, act de proprietate sau orice alt înscris care atestă drept de folosință. Așa, asupra terenului. Așa, litera F, aceasta trebuie să prezintă următoarele documente. O adeverință eliberată de administrația publică locală, în a care raza teritorială este situat imobilul. Asta este la solicitarea contribuabililor, vin și solicită de la noi adeverințele respective. Din care se rezultă că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub număr de proprietar. Dacă este înscris la registru agricol, posedă bunul respectiv. B. O declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că 1. Posedă
imobilul ca un adevărat proprietar, deci posedă, și declarația, am văzut declarații și spune, declar pe propria răspunde că posed o clădire în satul sau dorm, deci nu spune nici cum că este proprietar, și nu a întrăinat sau grevat imobilul. Astea sunt toate hârtiile care sunt la ora actuală. Bun. În urma acestor demersuri. Bine, au venit de vreo câteva ori, chiar o dată chiar nici nu știam despre existența acestei hârtii, au venit oameni. Eu înțeleg întru totul. Sunt nemulțumiți. Sunt oameni, familii tinere, cu copii. Dar trebuie să înțelegem, încă o dată, că trebuie respectat legea. Deci, în afară de lege, nu putem să facem. Acum, eu vă spun în ce stadiu suntem la ora actuală. În una discuțiilor purtate, am mai demarat încă o dată acest proiect. Acum, mult mai amplu. Adică am inclus în acest proiect atât, cum să vă spun eu, drumul județean de la Gelul Guraș până la Fântâna Valentoaiei, am inclus și Valea Cohodorului, am inclus și în spate la Hăbut, cum Mărioara. Se spune, Mărioara. La Mărioara, acolo. Și Tasenul, nu? Și Tasenul, deci am inclus toate zonele, dar atenție la mine, am în față un pugu, care este la ora actuală, zona în care poate să facem, se poate extinde. Țin să menționez și subliniez chestia asta. Noi nu putem să facem documentație decât pe domeniul public. Deci, încă o dată vreau să mai subliniez o chestiune asta. Deci, toți măsurătorile astea sunt în teren, în urma discuțiilor purtate cu firma respectivă, pentru că începe plan de situații vizat de OCPI și trebuie venit la fața locului, iar apoi trasarea și bornarea firmei care se va ocupa de depunerea proiectului. Mă refer din punct de vedere tehnic. Deci, sunt două lucruri diferite. Una, bine, ne trebuie studiu topo să arătăm că în zonă sunt, pentru că ne trebuie un studiu de oportunitate, adică să arătăm, domnule, sunt 100 de case acolo, dar suntem corecți și cinstiți că nu prezentăm autorizații de construcții. N-am cum, pentru că asta e toată chestia. Iar am zis că în spate vom prezenta documentele ce le-am zis eu, prin derogare, în care o să prezentăm în spate adeverința de la Registrul Agricol și declarațiile cetățenilor care, și o cerere prin care își doresc dumnealor să facă toată chestia asta. Eu am fost sincer și rămân sincer până la capăt, indiferent dacă o să mi se oprească, o să iau bătaie, facă ce mare lucru, asta e nouă problemă. O să fiu sincer cu dumneavoastră până la capăt și cu cetățenii Comunei Horgești, pe care îi respect. Chestia asta, noi depunem documentația asta, dar nu ne spune nimeni, și eu Gigi Cioroabă, primarul Comunei Horgești, așa cum țin eu la cuvântul meu, nu o să ne garanteze nimeni că vom obține avizul de la ANRE. Deci să fim clari, cu riscul de a ne bate, de a ne omorâ, de a ce vreți dumneavoastră. Eu mi-asum toate, facem tot ce depinde de noi, ca instituții, ca unitate administrativă teritorială pe care eu o conduc, dar nu ne garantează nimeni. Și uite, dacă domnul Lucian, dacă am greșit cu ceva, sunteți în domeniu și puteți să-mi spuneți, că ANRE-ul ne va da avizul. Fără avizul ANRE-ului, noi nu putem să venim în fața dumneavoastră cu pentru stabilirea investiției. Și nici nu putem să lucreze dumneavoastră să spună, da, domnule, îți trebuie 50 de stâlpi sau 100 de stâlpi de chestia asta. Ei nu pot să facă fără avizul ANRE-ului. Pentru că totul este, dacă nu avem avizul ANRE-ului, nu putem demara lucrările. E logică chestia. Greșesc, domnul Lucian, sau nu greșesc? Eu eu v-am spus, am 3 sau 4 adrese făcute, plus 3 sau 4 audiențe la domnul Chilea, direct vă dau numărul, dacă vreți, domnul director al Delgaz Bacău, și discutam deschis cu dumnealui. Deci, încă o dată, deci nu există, dacă vreau să spun, nu că mă disculp, pentru că mie nu-mi place să mă disculp, îmi asum ceea ce fac și îmi asum și ceea ce nu fac. Dar din ceea ce v-am prezentat și să închidem subiectul respectiv, nu ar fi existat toate documentațiile astea depuse la ANRE dacă primarul Gheorghe Cioroabă nu l-ar fi interesat extinderea de rețea la Teodor. Deci, încă o dată, să lămurim lucrurile astea. Indiferent, și eu zic,
Și astăzi îmi fac apel la dumneavoastră. O să vină o campanie electorală. O să participăm, o să fim... Haideți să nu facem lucruri de genul ăsta. Părerea mea. Deci dacă, dacă acum vă stau și mă gândesc, acum vă 8 ani și fac o paranteză chestia asta și închei, acum vă 8 ani se discuta și era la motivul alegerilor asfaltul drumului județean 252A, se pare că la motivul alegerilor din 2020 va fi extinderea de la Săodor. Asta e părerea mea. Mulțumesc. Vreau să mai iau cuvântul doar 2 minute. Domnul primar, da, ați spus și v-ați asumat și așa este, da, că nu cunosc. Acum să spuneți și noastră, de când am fost din aprilie și din august și au spus să facem memoriu, până în martie, când l-am făcut, l-am scris personal și l-am semnat amândoi, că da, se vede pe da, memoriu, a făcut funcționar din primărie vreun memoriu? Nu, da, domnul primar. Eu v-am desemnat deci, pe dumneavoastră, să vă ocupați. Deci, nu că am făcut împotriva dumneavoastră, nu că am făcut pe la spate, toată corespondența a fost pe mail-ul primăriei la vedere. De acord. Dar... Ce v-am spus? Dar n-are rost să facem discuții, păi doamna Vici. Ce v-am spus și m-a deranjat? Eu v-am spus și m-a deranjat? Deși sunt funcționari în primărie, da, nu s-a făcut acel memoriu. Bun, dar încă o dată, pe mine v-am spus și vă așa, poate să vă mișcă la consiliu. M-a deranjat faptul că ați anunțat oamenii fără să vă consultați cu mine referitor la adresa primită de la domnul Petrică Iacob. Și v-am spus în față chestia asta și vă spun oricând la orice oră. De ce v-am avut acest memoriu la... Am fost plecat în ziua, haideți să lămurim, am fost plecat în ziua respectivă și a doua zi mă întrece cu oamenii. Nu, spuneți că mail-ul a venit sâmbătă la ora 9, duminică domnul primar a fost în primărie și marți am găsit mail-ul în corespondență și da, am nu intrăm în amănunte, asta vreau. Eu i-am spus doamna Vici ce m-a deranjat, eu sunt un om deschis și direct. Exact, și nu discutăm pe la uși, nu trimitem răspuns, nu ne... I-am spus, m-a deranjat faptul că s-a anunțat pe Facebook și am anunțat doamne, fără să știu eu. Fără să știu eu. Să facă ea acolo. Ea nu mințiți că discuția a fost aici, domnul Bobo. Am spus că hai să spunem o mie. Mințiți. Domnul președinte, să rămâi singur în sală. Hai. Dacă îmi dați voi și amendamentul doamna Vici, dacă vreți să-l votați, așa sau nu. Că am dat în ceață aici cu... E problema dumneavoastră. În ceață. Bun. Când avem hârtie la zi, aprobăm bani. Da, dar problem. Nu se duc mai departe, nu se fac toate demersurile. Dacă ne oprim și să vedeți, nici nu ajunge să vedem răspunsul ANR-ului. Dacă păi eu ce spun? Ar trebui să o sumă de bani și pentru acest, ca să se poată face extinderea rețea. Păi spune supunem la votul meu, domnule. Și-am lămurit-o pe extinderea. Eu zic că am lămurit-o. Părerea mea. Dacă există alte dubii... Nu 300, domnule. Puniți 1 miliard să facem treaba acolo la rețea, domnule. Nu cu 300. Asta cu 300 e aruncat în spațiu public ca să se filmeze, domnule. Dar puniți bani ca oamenii să facă extinderea. Hai să încheiem subiectul ăsta. V-am spus că e la motivul campaniei electorale. Și nu vrem să intrăm acolo. Problema este pe următor. Până nu știm un studiu de piață, care să vină să spună, domne, îți trebuie 50 de stâlpi de iluminat, îți trebuie firii, îți trebuie PTH, ăsta, punct de transformare, și tot proiectul cost 5 miliarde, ce să aprobăm noi 1 miliard? Pentru ce să-l aprobăm 1 miliard, domnule? Dacă doamna cere numai 300, ce să faci? Nu, nu pentru studii, pentru măsurătorile astea, ca să putem da drumul la aviz. Și asta vreau să spun. Când o să știm suma totală, atunci o să se aprobe. Fără avizul, încă o dată, fără avizul ANR-ului, am mai subliniat și mai subliniez o dată, dacă, pentru toată lumea, dacă n-am înțeles noi aici, dacă vă dați seama și să înțelege și în partea cealaltă, este fără avizul ANR-ului, care noi trebuie să depunem documentația asta, care v-am citit și documentii trebuie să punem noi în spatele cererii, nu se poate demara lucrarea. Bă, are treabă. Pentru avizul ăsta trebuie ceva bani pentru depunerea documentației? Trebuie. Deci vine și ridică topul. Vin... Deci trebuie ceva bani, da? Așa zic. Bun. Doamna, o înțelegi chestia asta. Nu e un proiect întâi, nu? Nu, domnule. Nu, domnule, n-ai cum proiect. Nu, domnule, deci trebuie ceva bani. Da, nu, domnule, da. Amendamentul lui doamna, dacă... Hai să se pune la vot, domnule. Da. Contabil. Să punem la vot? Deschis capitolul, m-a adăugat dacă alocăm bani. Punem, dacă se aprobă, deci proiectul, să rămână cum au zis că au deja 30.000 de lei acolo și 20 pentru începerea, să facă toate demersurile de început până aproape. Pentru obținerea avizului de la ANR. Exact. Da. Și să se menționeze, să treacă și în lista de investiții, dacă da, spuneți că este nevoie, deci pe lângă modernizare și această extindere, să treacă în lista de investiții. Haideți să punem la vot amendamentul, doamna Alvici. Cine este pentru? Vreau și eu să comentez, să vă adaug ceva. Bă, dar totdeauna, domnule,
La fel ca și în cazul amendamentului de luna trecută cu tabletele, și acest amendament are rolul doar de a spune eu propun, consilierii nu votează. Unii vor să lase impresia că acum au descoperit problemele din comună și acum pe în precampania asta electorală vor să rezolve totul. Ce mai dau dracul de campanie electorală? Exact. Acum s-a pe întrebarea principală era cum de s-a ajuns în situația asta? Cum de s-a ajuns ca toți oamenii să construiască acolo fără autorizație? Acum vin și eu la dumneavoastră. Nu sunteți din comună? Ei, sunteți în comună, domnule. Deci, nu s-a construit. Campania electorală din 2016. Avem primar, avem viceprimar. Dacă mai întreb de trei ori chestia asta, poți numai că patru ani de zile. Păi uite, demersul pe care le-am făcut. Acum, pe ultima 100 de metri. Nu! Acum, pare rău. Pare rău. Poți la Bacăul. Pare rău. Dacă mai întrebi ultimul. Eu ceva, dar n-am, bă, domnul Tufetu, dar am sânt în 2008 și am bani. Dar dacă ANRE-ul nu, degeaba alocăm noi bani pentru proiect dacă ANRE-ul nu. Păi i-am mutat levelul, s-au dus în fondul de moment. Astăzi, la timp asta cel puțin se construiește cu autorizație de construcție? În comuna asta? Sunt! Dar construcții făcuri și care să se construiește în comuna asta? Nu, vă întreb concret. Nu. Dar răspunsul ăștia e retoric întrebarea. Păi vreau să spuneți dumneavoastră, da sau nu, să vă aud. Dacă spuneți dumneavoastră, să răspund și eu. Dacă dumneavoastră știți că la momentul ăsta se construiește fără autorizație de construcție, înseamnă că... N-am cunoștințe din cauze. Păi, dar asta ați spus acum. Păi n-am cunoștințe din cauze. Și astfel o să ajunge peste 4 ani să crea din loc. Oamenii o să vină să spune, doamne, m-au lăsat, am construit. De asta zic. Dacă nu construiesc, vă mă ăsta este un cel vicios în care știți foarte bine că am intrat, care la un moment dat o să trebuiască să-l rezolvăm și de va trebui să-și asume lucrurile astea. Domnule, dar pentru aviz, când trebuie să aprobăm pentru aviz. Nu, documentarele pentru a depune aviz, oameni buni. Am vorbit cu tare, clar. Pentru a aproba avizul. Atunci, luăm toți cei 50.000 și ducem să facem, dăm cu rema oameni și am terminat dulciul. Dar nu dăm cu rema, oameni, vedeți dumneavoastră, nu, de ce puneți așa lucrurile? 50.000 de lei nu dăm cu rema oameni buni. Dacă toate le facem pe genunchi numai ca să... Ok, bine domnul, asta e părerea dumneavoastră, dar jenant este că ziceți, noi nu știm, acum ne-am trezit, dar și dumneavoastră v-ați trezit că sunt casele alea fără autorizație, nu ați trecut prin comuna orice dumneavoastră? Dar de unde să știe omul care să nu are autorizație? Da, hai să prim ce știi. Eu am fost primar, eu am fost viceprimar. Da. Dacă știe. Dumneavoastră ați fost primar, ce aș face? Le-ați da voie să construiască? Domnul președinte. Nu, o întrebare, de ce nu răspundeți? Domnul președinte. A, păi hai să luăm acum... Să stăm să scrie un chestial. Există o lege, dar că numai când vrem, asta e la noi, la Plătești. Haideți să punem la vot amendamentul, doamna. Cine este pentru? Ăsta, ce sumă? 20.000 de lei. Cu 500, sunt de acord, dar cu 500, toți ne-am. Domnul primar, să lămurim treaba. Dacă se dau 20.000 de mai 50, se mută acolo. Banii nu se pierd, dacă nu o să fie... Da, domnule, știm, banii să rămân în continuare, da. Cu 30.000 poate pleca lucrarea asta da. Și... Și vă poate răspunde da, că eu m-am consultat deci, poate, prin domnul lui. Nu sunt probleme. E, atunci hai. Pentru că da. La depunerea 15% va fi... Ați înțeles? De 15% deci, va fi la depunerea proiectului. Domnul primar, gata, și 15% după astea sunt practică. Că am s-a înțeles ideea. Haideți încă o dată să pot, n-am apucat să număr. Votul pentru. Dar ce este amendamentul? Amendamentul. Așa amendamentul. Pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? Nu mă trist, eu ar vrea și aici, mai mult să pune domnul. Asta e o amăgea. Avem voturi împotriva? Dacă pleacă abține? Autorizație, toți suntem bani. O abținere. Noi suntem puși aici. Păi înseamnă că avem 14 voturi, da? Nu mai nu. Dacă ăștia nu-ți dau aprobare... Uite, dacă n-au fost mai ce, că au votat tu, ești din moșa asta. Ce se votează? Până la urmă, începem să votăm nominal, dacă nu putem altfel. Nu, e bine, domnul. E bine, ați numărat bine, da. Ați numărat bine. Nu, acasă. Da. Puneți la vot proiectul în formă amendată. Haideți să se pună la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Împotriva abținerii avem? Nu. Înseamnă că toate 15 suntem pentru, da? O ieși mai mult. E frumos.
Adică de cartorul două mâini. Acum nu, intru la... Ai treci la... Vă salut, o zi plăcută. Mulțumim. M-am simțit ca acasă la Măgurea, așa că... Vă înțelegeți. Domnul, mai bine ca... Da, proiectul numărul 4. Da, proiectul numărul 4. O zi bună, ne auzim, domnul. Bun, la proiectul numărul 4 este vorba de... În fiecare an, consiliile locale aprobă contribuția noastră ca membru ATIS în documentele primite, spune destul de clar, pentru comunele cu o populație între 5.001 și 10.000 de locuitori, suma pe care cotizați Oate-Horgești la ADIS este de 6.000 de lei. Simplu. Amintesc față de anul trecut? Nu, e la fel. E aceeași. Da, trebuie aprobat în fiecare an, asta am zis și noi. Se numește cotizația anuală. În discuția când am vorbit cu cei la ADIS, domnule, dacă nu s-a făcut nicio modificare, de ce mai aprobăm? Mă gândeam că poate coborâm la 5.000 și noi. De locuitori. Da. Plătim doar 5.000 de lei. Avem scrieri la cuvânt. Scrieri la cuvânt. Nu o mai are ce rost. Stați în fundul, domnule. Mai înscrie cineva la cuvânt? O să mai încep toată teoria mea referitoare la ADIS. Asta e ideal, în trecut o știm. Da, ați votat pe doar atât, am remarcat aici faptul că din reprezentații AGA ADIS au existat și două voturi împotrivă. Comunele Itești și Ardeoani. Deci înseamnă că totuși mai există cineva acolo care să mai opune la acest monopol care există pe piața noi în județul Bacău. Știm foarte bine că nu suntem cu absolut nimic în regulă ce se întâmplă în județ. Am intrat și eu pe site-ul ADIS, de exemplu, să văd procesele verbale ale ședințelor, să văd și eu, poate vreodată domnul primar a luat cuvântul și să văd, nu găsești așa ceva, nu găsești un proces verbal. Și chiar o să vă rog, domnul primar, în viitoarea ședință, să specificați din partea Consiliului Local Horgești faptul că există consilieri care vrea să studieze un proces verbal al ședințelor. Suntem cu noi 4 ani de zile tot am vorbit, dar lucrurile astea nu le găsim. Atât, mulțumesc. S-ar părea corect asta. Și eu în continuare să mă abțin până nu o să văd colectare selectivă, așa cum prevede legea, la abțin la tot ce ține de vreo. Domnul primar, ce s-a făcut? Spune-mi. Ați venit cu o precizare. Sunt oameni pentru a strânge banii ăștia la salubrizare. Deci, pentru a strânge mai repede. Trebuie înștiințat. Sunt pensionari care nu se mișcă, domnule. Adică nu se mișcă, sunt bătrâni, foarte bătrâni. Corect. Vă dau un exemplu, dacă are 80 ceva de ani, nu mai vine la primărie. Da. Și nici nu aveți de unde să vă opriți, adică dacă aveți așa. Și trebuie o înștiințare de clar. Da. E spusă de... aveți... Da, trebuie să o pute de asta. Să se facă înștiințare de plată și să meargă la okay. Pădușă. Am înțeles așa, da? Cât poți să dai luna asta? 5 lei, 10 lei. Okay. Și totuși se adună. Dar dacă îi lăsăm așa, nu vin la primărie niciodată și care nu vin nici nu plătesc. Au fost probleme că o decedat cineva sau alții, da? Au fost pensionari. Și au rămas o datorie aici de 20.000 sau 10.000. Corect. Știți prea bine, nu? Eu. De asta am venit precizarea asta, să fie o știință. Și am ăștia înțeles. Mai am înțeles. Bolnavi și mai vârste și pensionari. Am atât, am avut. Haideți să punem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Eu am 4 ani. Abține. Abțineri împotrivă? Avem o abținere, da? Domn profesor, să vă dau cum la adresa mea cu presiunea de sub la parte la cum va trebui să plece. Domn profesor, are diplomă rău. Asta e. Vreți să o aduc domnul? Scrie la cuvânt. Scrie la cuvânt. Alo! Domnii consilieri, scrie la cuvânt. Nu, haideți așa și după aia mai completăm. Domnul Costică Mitică.
Nu, domnul Butnaru. Butnaru e primul. Da, eu sunt primul. Domnul Butnaru, da. Domnul Butnaru, mă. Domnul profesor. Ordine alfabetic. Da, da, profesor, am eu cuvântul. Întrebare e cu grădinița la Răcătău? Da. Astăzi este licitație, așteptăm... Oi, bine, deja este astăzi. E bine. Da, și s-au ars niște becuri pe strada Avram Iancu la intrare din Socotor, în legea. S-a ars de vreo săptămână și da, schimbat. Noi avem o referat de becuri, așteptăm plenii. A, n-aveți becuri? Cu, nu mai avem una ora asta. Sincer, nu m-a spus, eu răspund sincer. Nu, atât om. Problema asta care o fac la punctul 3 al ordinii de zi, cu rectificarea bugetului și cu exilierea, punctul 2 și 3. Aș ruga pe domnul consilier Boboc, din care ne cunoaștem de ani și ani mulți, este consilier din 1996. 5 mandate, domnul! 5 mandate! Aș ruga pe domnul consilier Boboc și prin asta și pe ceilalți consilieri, dar în special la problema Sohozorului, să încerce să le explice oamenilor că legea trebuie respectată. În cazul care noi discuțiile astea, domnul consilier, dacă ne respectăm, trebuie să vă aduceți aminte. Discuțiile astea le-am avut timp de 20 și ceva de ani până la mese la pensie. Cu casele și pământul. Oameni buni, faceți-vă acte pe casă ca să puteți beneficia de autorizații de construcție. Doi, domn consilier din Sohodar, lasă-mă că sunteți mulți, n-are ce să vă facă. Noi de la primărie, care eram în funcție, suntem doi aici așa în sală, fiecare cu atribuțiile noi. Eu nu m-am băgat, că nu era atribuția mea directă să mă bag în autorizații de construcții, era... Era la politică atunci, dacă... Numai un pic. Și care a fost cu gura mai mare să țipa tot așa spre sfârșitul mandatului, așa am făcut și cu terenul de sport, și cu cimitirii, și cu toate, ușurel domnul consilier. Dacă s-ar fi respectat legea, eu, de exemplu, unui cetățean, unui domn consilier din Sohodor, care a construit casă fără autorizații, eu l-am învățat, du-te, domnule, și l-am primit constatare la instanță. I-am făcut și plângere la instanță ca să ducă să facă. E vorba de domnul Gâlea Ion. Dă-le, zic, și la oameni, și să găsesc în calculator, dacă mai există aparatul ăla. Dă-le și la oameni să nu plătească avocatul 102 de lei, să ducă să facă cu omul, dacă are convenții, ceva, o construit casă, ia autorizat, ia de la primărie, nu se ajunge aici. Dacă mergem tot așa cu gură, cu țipat, cu ăla, bă, că-i campanie, că nu știu ce, haosul ăsta se va continua și în detrimentul tuturor cetățenilor din Sohodor. Dumneavoastră, care e candidat, poate eu nu mai candidez sau poate mai candidez, obținem voturi că i-am susținut, dar oamenii vor avea de pierdut tot timpul. Domnule, nu am nevoie, atenție. Așa trebuie să li se spună la oameni, nu trebuie intoxicați. Dar ne-am spus de atâtea ori, în schimb ați venit pe altă parte după ce am plecat eu la școală, la Sohodor, am avut adunare cu oamenii. Lasă-vă, că n-are ce să ne facă, suntem mulți. Fiecare săracul și-au făcut casă pe unde au putut și aici trebuie să înțelegem. Acum fac casă foarte bună, felicitări, dar întrebați-i, de unde au făcut rost de bani, au putut să-și construiască casele astea? Există aceleași, dar lasă-mă. Păi tocmai asta vreau să spun. În țara ce există de bandada asta? Nu există, domnilor. Dar nu vezi să mă dai cu ochii, domnule, mai te spun eu, nu vezi de bandada. Nu. Asta, dacă nu se face disciplină în construcții, în comuna Horgești, nu mai Sohodor, va fi jale. Și a doua problemă care este, pleacă totuși de la lipsa actei documentelor pe terenul a proprietarilor care vând. Lăsăm pe și care au ocupat un bucat de teren, unul a vândut-o cu proprietar, altul a vândut-o la altul, sunt și cazuri de astea. Dar lipsa actilor, cadastru și așa mai departe, asta îngreuiază și oamenii din cauza asta nu fac. Nu înțeleg și zorile astea când se face cadastru ăsta sistematic, ar trebui băgate zorile astea de vreme. Nu ne dă voie să facem intravila în deocamdată. Da, nu era intravila, domnule, era extravila în totul. Cum, prin puc, vă arăt pucul, domnule. Dar nu mai sunt de la balintaie, domnule, toți stați, nu știu, stai intravila. Ei, eu sunt convins că sunt și în afara... Domnul secretar? Sunt?
Asta înseamnă la anul, în momentul când ești pirul făcut, ne lungim pugul. O veni iarăși la dumneavoastră. Nu știu că da, astea sunt cele mai bune informații oficiale pe care dumneavoastră le-ați dat. N-ați intoxicat opinia publică, a spus cam 5 litri de oameni o taie cu curent de lec. Ei nu, acum s-a schimbat, m-am uitat și eu prin documentația asta. Și într-adevăr, dacă nu există la litera F, se poate eu face nu știu ce. Ordinul 36, asta sunt niște frate. Și în cazul ăsta să se dea drumul, să se facă debietele, domnul primar. La primărie sunt mai mulțumit de funcționar. Adică au mulțumit. Sunt cât e necesar. Dar sarcină pe fiecare, face aia, face aia, trimite documentația cât mai repede să vedem ce se poate. În cazul în care nu aprobă anele, eu nu aprobă. Odată, odată, tot trebuie să se aprobe. Dar pentru viitor, evitați și mai învățați oamenii să-și construiască casă fără autoritate. Adică pe alte planete, în viitor. Cine să învețe noi? Inclusiv consilierul în satul unde îi candidează. Pentru că consilierii, domnul... Există oameni angajați domnul, la urbanism, care asta care asta ta. Domnul la urbanism este unul. Și nu poate ca să ducă să vadă când construiește unul spital să-mi bagă, acum construcții ca lumea. Nu se poate să vadă. Iar că se trece pe drum, oameni buni, să fiu iertat, pe drumul județean circulă toți funcționarii primăriei, începând de la primar și se gândă. Doamne, nu-i greu ca unul să se oprească, cum ai zis, un funcționar nu are nevoie neapărat de voturi. Păi aveți autorizație, nu am. Nu poate să lucrească. Păi, uite, așa ar fi bine să faci, uite, așa ar fi bine. Hai să vedem cum te putem ajuta. Vino, oameni, că ajutați unul, doi, spun toți să vă luați după ăla, domnule. Asta am avut și vă rog să nu luați în numii de rău. Nu... Dar n-ați văzut să treci la amenințări dacă încerci să le amenințări. Lasă, că astea sunt amenințările, te le-am mai avut. Nu oricum. 30 de ani tot așa. Nu am mai fost amenințări și nu ne-am mutat de aici. Atât, scuzați-mă. Da, câteva întrebări. În 2018 am venit cu un proiect în fața Consiliului Local pentru internet live și săptămână. A fost respins la acel moment. Atunci era înaintea celei de-a doua sesiuni de aplicare în acel proiect inițiat de Uniunea Europeană. Acum până pe 4 iunie este cea de-a patra sesiune și probabil ultima, care e până în 2020. Am făcut o informare și o să o depun la secretaria și o rugăminte către domnul primar de a aplica și noi la acest proiect. Ar fi fost benefic în condițiile date. Am dat exemplu inclusiv de mai multe comuni, de fapt, în județul Bacău, care au aplicat și care probabil deja au funcționat acel sistem. Cred că ar trebui să avem și noi deschidere către astfel de proiecte. Punctul 2. Ședința de luna trecută, atât eu cât și domnul consilier Tofescu, v-am rugat să grăbim lucrările la școala Sofotor și la grădinița Repetou. Dumneavoastră ați spus atunci că suntem în fază de licitație și că nu se prezintă constructor. Am verificat site-ul de achiziții publice la acel moment. Nu existau niciun fel de document. Deci nu era inițiat niciun fel de... Nu o să zic că ne-ați mințit, o să zic că ne-ați dezinformat. Ulterior au fost ridicate documentele pe 21 mai. Astăzi, așa cum a spus dumneavoastră, se pare că sperăm să avem un constructor. Tot atât. Vă cerem mult, dacă vă cerem să fiți sinceri, să ne spuneți lucrurile pe nume în ședința de Consiliu? Nu. Eu cred că am răspuns destul de sincer. Păi ne-ați spus, suntem în licitație. Nu eram în nicio licitație. Eram la momentul, la ceea ce eram informat. Da. În fază. Da, de punctul noastră, e... Mereu dumneavoastră aveți dreptate, dar... Nu, n-am zis că... Dreptatea aveați dacă în momentul ăla, eu când am intrat a doua zi pe site de achiziții și am verificat, am văzut că nu e așa. Păi și de ce nu mai rănația? Păi și de ce nu da, și eu n-am... Era ridicat pe ce apare. O zi înainte de ședința de luna trecută. Nu, iată, pe 21. În fine. Atât am vrut, asta am vrut să vă spun. Voiam să vă întreb referitor la proiectul de apă canal. La fel, miercuri este ultima zi până la care noi trebuie să avem finalizată evaluarea financiară a proiectului. S-a făcut situația de prelungire. La ora actuală avem iarăși un impediment, așa se întâmplă. Avem o carte funciară pe o persoană fizică care a intabulat un drum comunal.
Așa trebuie să ajung la... Astăzi am solicitat să mă, la doamna director de la OCPI o audiență împreună cu inginerul care face noi. Pentru că vedea modalitatea de... Persoana respectivă e intabulat singură? Nu. De la ținii putere? Cu inginer specialist. Așa, am discutat cu inginerul, o discutat cu persoana respectivă care nici nu a vrut să discute cu noi. Și, deci, că se putea, cu acordul dumneavoastră, a persoanei, să se poate o face o repoziționare. Exact ce am spus în ședința trecută, să prezintă domnul inginer de la intabulare sau carte fucea. Așa ar trebui să se prezinte la primărie. Așa este, nu? Stați un pic, două probleme sunt. De obicei nu se prezintă toți la primărie. Al treilea, știm cum se face, domnule, arăți punctul până unde, până aici. Și acolo el face, iese suprafața. În fine, nu intrăm în amănunții, nu vreau... Da. Jenant este că stăm cu un proiect european în care, am spus, astăzi doamna, am discutat cu doamna director, el era la o altă problemă, iar astăzi a zis, dacă ajung până la ora 10, pentru că și noi este consilier local în Consiliul Local Bacău, a rămas marți la prima oră, ne întâlnim împreună cu domnul inginer să explicăm situația și să vedem modalitatea, pentru că dacă s-ar ajunge, ferească Dumnezeu, așa, neoficial la o judecată, vă dați seama, nu vreau să mă gândesc mai departe. Deci trebuie găsit o soluție cât mai urgentă pentru a da drumul la... Așa se întâmplă cu căminul lui Cătău. Da. Asta e referitor la Apășcana. Deci, din păcate, n-am o veste bună. Nu așa cum, da. Sau poate n-am vorba dumneavoastră, dar eu le văd ca niște răutăcismi pe care nu. Vrem să nu facem noroi prin, bine, campanie școlară, nu facem noroi. În ce zonă? Asta? O să vă mai întreb acum. Să-i spuneți. Recea. Probabil o să-i spuneți un alt rău. Dar ce zonă e terenul domnului? Asta se numește Recea. Conform legii 153/2017, dumneavoastră, doamna viceprimar sau personal din cadrul primăriei, puteți beneficia de sporuri la salariu pentru proiectele europene. Pentru proiectul de apă canal aveam o echipă de proiect care beneficia de sporuri la... Iarăși sincer. A, unde trebuia făcută stația de epurare? Către stația de epurare. Vi se pare normal. Exact, noi am aprobat drumul, dar în fine. Vi se pare normal că în timp ce acest proiect, el trebuia deja să fie finalizat, în timp ce din bugetul local, din banii contribuabililor Comunei Horgești, să plătesc deja dobândi și penalități, dumneavoastră, doamna viceprimar, să luați spor la salar, te protestez. Bun. Dumneavoastră, dacă noi ne-am considerat vinovați, deci din punctul nostru de vedere, da, ceea ce duceți dumneavoastră e valabil. Dar atâta timp cât noi facem tot ceea ce depinde de noi și ne lovim de probleme pur și simplu pe care nu, împotriva voinței noastre. Deci la ora actuală, OCPI-ul, deci ne-am dus cu intabularea drumului respectiv spre stația de curare și nu ne-au pus OCPI-ul viza din cauza respectivă. Cu ce sunt eu vinovat și doamna viceprimară în situația asta? Sau echipa din proiect? Poate că legea vă perie. La moral, moral de azi, din moment ce din banii, din bugetul local... Iarăși răutăcismi. Păi eram sigur să spuneți că eu răutăcismi. Continuați că aceeași manieră. Dar nu e regulă. Nu, da, e problema dumneavoastră. Eu regulă și eu dacă aș fi poziționat asta, aș renunța la acel sport, de exemplu. Numai ei doi, dar ceilalți? Da. Ei, nu? Ei doi, special. Că înțeleg că sunteți avocat aici și vreți dar... Dar nu, domnule, dar am și eu cu... Prin părerea dumneavoastră, nu m-am spus. Eu nu mă simt pentru întrucât... O să merg mai departe. Mai am o întrebare. Da, spune. Luna trecută am semnalat că există o adresă din partea prefectului, ceea ce privește identificarea terenurilor cu deșeuri din comună. Mi s-a spus că este o persoană care a fost desemnată. Da. Eu am luat și eu comuna la pas, am identificat cel puțin 3 terenuri, unde nu doar că sunt câteva gunoaie, sunt din punct de vedere adevărat sucare de infecție. Dacă n-am semnalat pentru garda de mediu, eu zic că ar trebui să ne semnalăm noi, serviciul, doamna viceprimar, serviciul de salubritate, zic eu. Deci dumneavoastră ați avut o adresă oficială prin care ar fi trebuit să luați măsuri. Okay. Nu s-au luat măsuri. Deci bănuiesc că dacă acolo, dacă terenurile sunt pline de gunoaie, bănuiesc că nimeni nu s-a sesizat. Bun. Dacă eu sesizez garda de mediu, garda de mediu vine și amendează primăria Horgești, da? Tot din banii horgeștenilor. Lucrul ăsta mie nu mi se pare normal. Tocmai de asta am și ezitat până acum și n-am semnalat aceste cazuri gărzii de mediu. Nu e mai bine să ne examinați pe noi, dacă vedeți, poate domnul primar, doamna viceprimar, sunteți toată ziua, nu vă lăudați că sunteți toată ziua prin comună? Dar eu nu mă laud. Păi, dar cum?
Vor fi pentru ziua, dar nu i-am văzut niciodată. Există o oficială. N-am avut voie la cimitir. Cineva nu și-a făcut treaba. Cineva nu și-a făcut treaba. Da? Atât vă spun. Deci dacă eu voi depune la garda de mediu și va veni amendă către primăria Curgești, personal voi acționa ca banii respectiv să fie suportați, să se recuperăm din... de la dumneavoastră pe persoană fizică. Da, în fin. E decizia dumneavoastră. Eu zic că cel mai bine, având în vedere că sunteți și consiliul local, să purtăm un dialog și să spunem, domnule, uite, am fost în dialog Cucului și am văzut o grămadă de gunoi. Am purtat un dialog așa. Și v-am spus în momentul în care, după ce ne-ați sesizat chestia asta... V-am întrebat dacă ține caterelul. Nu, am zis că nu. Păi nu. În momentul respectiv, dar după aceea. Deci asta nu înseamnă că în urma noastră nu se putea duce gunoi acolo. Am înțeles, da. Deci, asta vreau să spun. Mai departe, să, în media zilele astea se discută foarte mult despre apă. Despre apă potabilă care nu prea e potabilă. Da. Vreau să vă spun, să vă întreb dacă noi anual trimitem către DSP... Chiar de două ori pe an. Deci de două ori pe an, de la bănuiesc, de la fântânile de pe domeniul public. De fântânile publice. Avem o listă cu aceste fântâni, cu toate... Da. Avem o... rezultatele sunt ok, apoi... Da? Nu. Sunt cu nitrat, am intervenit, avem proces verbal de intervenție asupra, dar rămân în continuare. Deci putem scădea, din câte știu eu, putem scădea nivelul. Acolo unde sunt probleme, cetățenii sunt informați, că nu au avut... Apă potabilă, am avut afișe cu apă nepotabilă. Bun, aici o să, și aici o să fac o solicitare să prezentați da, toate punctele și pompele din domeniul public și rezultatele acestor analize. Și mai am un sigur punct, am văzut ieri în ziarul de Bacău. Punctele astea, nu mai spune noi nimic. Am văzut ieri în ziarul de Bacău că suntem pe o listă cu 25 de comune care au refuzat să trimită informații către o societate care a solicitat, Societatea Academică din România, care a solicitat informații privind finanțarea învățământului. De către Ba, eu cred că din câte știu s-a trimis, da? Bine, ne informăm și ne informăm și știu adresa, să vedem dacă până pentru iunie, dacă nu o să ne acționeze activitatea, cred că era ok dacă nu apăream pe acea listă. Aveți un punct, domnul Dău? Vă mulțumesc. Poate avea ceva de rezultat. Domnul... Da, domnul profesor. În consiliul local, când te interesează și vrei să faci ceva, ești răutăcios. Asta e la forță. Dacă te interesează binele omului, să nu mai trăiască printre gunoaie, să bea o apă potabilă, ești răutăcios la forță. Da, dar și dumneavoastră urmăriți numai chestiile. Deci numai astea le urmăriți. Da, nu, domnule, cu ceva bun, cu ceva bun, să se dau cu o idee. Ce face dânsul e pentru tine? Vreți să vă spun de proiectul de pus? Și le-ați depus dumneavoastră în patru ani? Da, liniștit. Domn profesor, ați ceva de spus? Nu, vă ne redoam. Mai e cineva? Nu mai dau cuvinte. Păi, doamne, era meu cumva. Da, așa stă la urmări greșelă. Dacă ai facturist, ia uite mai atent acolo. Domnul Codreanu, dumneavoastră, domnul Crețu. Puteți? Sunteți după domnul Codreanu, cum ai zis domnul Pisecaru. Ia să-l arunc. Aștept, domnul Stașchef. E domnul Daniel. Dar Bodnaru, domn profesor, era la fel. Aș vrea să știu dacă sunt ceva urmări. N-a, avem cum să ne auzim dacă urmări. Urecuri. De ce, domnul? Aș vrea să știu dacă s-au epuizat toți banii de la balastare. Nu v-am auzit. Banii de la balastare, dacă s-au epuizat toți. Da. Sau da, nu mai este. Dar nu s-au. Au rămas zonii unde nu s-au pus. Știm. Dar v-am eram conștienți din prima. Nu mai zic că la galerie nici nu se cunoaște aproape. Exact. Deci acolo, unul de la un cap la altul, noi eu pun la genul. Acum, mi-e tremează, bineînțeles. O altă problemă, acolo la pod, nu s-au mai... La șanțul care prea apa de pe drumul județean la Rece acolo. Știți dumneavoastră problema? Da. Deci nu s-a mai continuat cu șanțul la vale, nu s-a desfundat podețul, nu s-a făcut nimic. Răspund acum ca să nu... Da. Deci... Fenomenul meteo nu ne-a permis să facem toate chestia. Am făcut șanțul până undeva la Lăcătușu. Din discuțiile purtate cu domnul Lăcătușu, avem acceptul de a interveni pe proprietatea vântului. Nu am făcut lucrul ăsta, o să devenim acolo manual, deci cu ajutorul social. Problema este că nu vom interveni până nu va fi terenul uscat, pentru că trebuie să-i dăm drumul să iasă la pârău. Și ca să ajungă buldo acolo, trebuie să fie uscat, pentru că altfel nu putem interveni. Deci n-are rost să facem aici la Lăcătușul, când dincolo să intră și vă dați seama că se va duce toată apa pe terenul omului. Dar în momentul când
vremea ne va permite, vom interveni și vom face canalul să o ducem. Trebuie să aveți în vedere să fie cât mai urgent în momentul acesta, pentru că dacă vine o paie mai mare, o să... Știm, ne-am lovit cu situația trecută și da. Deci am intervenit atât cât s-a putut și ne-a dat drum posibilitate să intervenim cu utilajul, adică să fie tare drumul ca să putem interveni. Podețul putea fi desfundat. Mai ales acum, când e mai mare, se poate desfunda mai ușor. De la... Ambele, sunt ambele, două podețe. Ăla acolo trebuie făcut un pod mai mare, păstrat. Să curgă apa. Noi nu avem tubul mai mare decât ce tub este acolo. La, mă refer la fostul la colț la ghiță. Nu să avem, domnule, tub mai mare. Știu. Trebuie să turnăm un pod ca lumea, nu trebuie să avem un tub mai mare. Săpăm mai mult în pământ, facem un pod. Corect. Apropo de ce a zis domnul Dămoc cu soluții, venim cu soluții și financiare. Așa trebuie, da. Sunt bani, sunt bani. Sunt bani. Cum o să trebuie să okay. Făcut un canal ceva, deci bazat acolo, pentru că vă dați seama, știm, toată apa din tot satul. Știm, pentru că ne-am lovit în momentul respectiv, toată apa din satul Rece ajunge acolo, cu descurgere care va veni pe acolo. Știm, da. Vă mulțumesc. Domnul Cădrean. Da. Domnul primar, acolo la doamna Muncheia, acolo la podul ăla, ea s-a luptat acolo la apa. Da, așa, acolo mereu e problema acolo. Acolo trebuie un tub strâns tare pe marginea de deal ca să nu mai se rupă acolo. O să intervenim, să vedem ce. Nu acolo. Acolo o leagă din rupi, nu pot mai intra acolo mașina. O mai rămas acolo undeva un. O mai trebuie să mai. Au terminat cu drumul județean, deci putem interveni acolo să facem ca definitiv. Da, au terminat cu drumul județean, au terminat. Un pod, un pod. Un tub pus pe parte, să vedem că pun un tub care avem noi la atâta, să-l punem să poate pe acolo și să vinem pe. Trânsul care e acolo, ca să mai e pe probleme. Da, că sunt mulți. Da, păi da. Vă scuzați că mai întrebi. Da. Îmi spuneați că s-a terminat cu drumul de deja au început descompletarea lui. Păi nu, s-a terminat construcția. Da, și au început să ia semnalizatoare deja. M-am oprit, deci s-a terminat construcția. Urmează demolarea. De care e punct de punct? Aici continuați. Nu e singurul caz, nu mai e. Dar nu erai convins că se întâmplă așa? Frumoase becurile alea, frumoase și o roagă, dar frumos bat becurile. Măcar să-l dau trăierea, bani moși. Cum era rechițaua? Să mă scris cu mine, la urmă ca să... Plăcute așa ochiului, m-ați înțeles. Mai ales noaptea prioritare. Domnul Creță. Domnule primar. V-aș ruga să nu-mi răspundeți din prima. Aș vrea să... domn Boboc, nu v-am deranjat. Aș vrea să știu dacă ați ținut cont de propunerea Consiliului Local ca acolo unde puneți piatră să faceți o șanță. Da. Am zis să nu răspundeți acum. Am propus să se facă demersuri. O analiză. Ca acele măsurători în teren, pentru că de acolo avem carte funciară, avem să facă prin satelit. Deci e vorba de o aparatură foarte micuță, m-am interesat, nu vă dau prețul, foarte ieftină, totul este să vrea. Am spus-o la Răcătău acolo, dacă vă știu. Pe zona drumului comunal, care duce spre podul de piatră... Nu este drum comunal. Dar și drum de piatră, drum de exploatare agricolă. Drum de pământ, hai să-i spun așa. Exploatare agricolă. Ați băgat un greder acolo. Duceți-vă acolo să vedeți în zonele alea unde au băltit, cum băltește din nou. V-am rugat la telefon, dintr-o rezervă care am înțeles că aveți, două, trei mașini de piatră, să puneți cel puțin în zona aia unde băltești. Mi-ați închis telefonul. Nu. Lăsați, hai, v-am sunat și a doua. Hai să țin din geamul. Nu, dar vă rog frumos, am spus, să răspuns la urmă. Ține un frumos, mie nu-mi place să o lungesc. Nici eu. Deci, așa, am spus-o eu și am spus-o și alții de fântâna aia catolică. De catolic, de lângă catedrala catolică. Nu se vrea, doamne, să fac un lucru frumos acolo. Nu știu de ce. Nu trebuie bani mulți, dar nu se face. Am aprobat în Consiliul Local rigorii pentru primăria asta. Și astăzi când am venit, m-am uitat foarte surprins, a rămas cineva cu o săpușoară sau cu cineva o dat. O curățat un pic iarba, să ducă apa la Crețul Mare. Mulțumesc. Vă răspund acum? Da, dacă am terminat. Haideți să nu dezinformăm Consiliul Local, că v-am spus, eu sunt un om sincer și n-am ce mă mint.
M-a sunat undeva într-o seară, nu știu, ora, nu da, m-a pe telefon. Te-am sunat am avut o discuție de vreo jumătate de oră în care mi-a solicitat toate lucrurile astea. A zis foarte bine că am pus așa, acum nu mai este bine că am dat cu greșeală, în fine, am reușit. Mă lăsați, eu vreau v-am întrerupt. Bine. Așa am zis. O să am dreptul la replică, vă rog. Bine, dacă da, așa. Se poate? Bine, 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 ca să... S-a zis la un moment dat că există, domnul, ce-am zis, dacă există, e posibil să intervenim. Am zis așa, a doua zi dimineață, într-adevăr, nu știu dacă v-am închis telefonul, eu v-am spus că am treabă, dar dezinformat, modul de adresare a dumneavoastră. Vă rog să reformulați. Și atunci, în momentul ăla, eu vă dau dreptate. Cum v-ați adresat mie? Eu nu am pretenții de veleități, să-mi duce domn primar, să-mi duce post, să-mi duce... Dar să cobori până acolo, îmi pare rău. Hai bine. Mulțumesc. Da, deci, de cererea un răspuns. Aveți dreptul la replică, domnule. Deci, haideți să lămurim. Da. Chiar am spus-o... Da. Deci eu v-am respectat, mi-am vorbit... Lucru, domnule, eu, de ce mă lăsați omul să vorbească? Da, gata. V-am întrerupt eu? De ce ne-a fost în loc? Acum v-ați arestat, asta rog. V-am spus așa la telefon. Da. E un lucru de apreciat. Ați făcut drumul ăla de pământ, cum îi spunem noi, așa, dar exact ce am spus acum ședință, am spus și atunci. Corect. O bascură de piatră împărțită în area două locuri unde băltește și rezolvăm problema. Corect. Și a doua, mi-a spus ce sună a doua zi. A doua zi... Cum? Din trei cuvinte mi-ai închis. Păi cum v-ați adresat? Că la ce am închis? Cum am? Ia să văd acum. Hai, am spus domnul primar. Dar cum țineți minte chestia? O rezolvăm? Da. Nu se poate. S-am zis că nu se poate. Corect. Și ce ați zis? Nu, nu. Și ce ați zis dumneavoastră? Eu n-am închis nimănui. Niciodată. Eu nu sunt băiatul dumneavoastră. O, băiatule. Deci dacă v-am permis, domnul primar... Nu, nu cred. Zice, dacă am putea pare, să bă, n-am putut așa ceva, nu spun nici dacă am ajuns să zici, bă, băiatule, eu nu v-am spus niciodată băi Cretule sau eu știu băi Lili. Niciodată nu mi-am permis. Deci haideți să ne respectăm. Eu am spus, în momentul ăla am zis, domnul Cretu, eu am treabă, îmi cer spus de multă sănătate și v-am închis telefonul. Nu v-am închis deodată. Am zis că, uite, eram în birou la domnul secretar. Dar nu discutăm, adică, dacă ne-am permis Gigel, că așa mă cheamă, dar bă, băiatul, adică, ca și cum eram undeva de stradă... Poftim, am greșit în exprimare. Îmi cer scuze, dar ai rezolvat problema? Nu, și nici nu s-a rezolvat, puteai să-ți spui în toate felurile. Urmează. Păi asta zic, urmează. Da, urmează. Cum? Nu știi fizic. Deci ca să lămurim, de ce am făcut gestul respectiv. Da, eu v-am spus multă sănătate, domnul Cretu, toate cele bune și am închis. Nu sunt cumva să duplică. Domnul Tufescu era... Mă aștept să... Da, să terminați. Da, domnul Tufescu, aveți domnul. Domnul primar. Uite că întâlnirii vă contrazic aici și cred că o să-mi dați dreptate. Nu știu. Pe Valea Fântânii acolo v-am semnalat de mai multe ori. Știu. Că fântâna aia este cu mari probleme. Bănesc că cu ploile este deja apa s-a dus iarăși. Mi-a v-am spus simplu, se putea rezolva problema simplu, aducând un tub. Că dacă nu găsim la dimensiune, asta e toată chestia. Ați, l-ați măsurat, ați încercat da. Să vedeți că da. Nu se poate. Sau măcar cofrat și ridicat un pic tubul respectiv. Domnul Tufescu, tubul a stat că... în fața vasionului jumătate de ani, întrebați-o pe doamna. Și nu mai veniți să-l mai iei. Și nu am gândit ce vrem să fac. Știți că acolo... Sunt cetățeni din zona respectivă care consumă apă de acolo. Deși au mers acolo și au scris că apa este nepotabilă, cei care nu erau în mandatul de primar, în fine nu are relevanță lucrul ăsta. Rugămintea mea este, poate aveți în vedere, măcar în perioada următoare, să turnați o placă acolo, că se poate turna o placă de beton, ca să nu se mai infiltreze noroiul și apa prin tubul respectiv. Și poate dacă nu găsiți tub la dimensiune, eu zic că s-ar găsi o soluție, domnul Crețu, vă rog frumos, s-ar putea găsi o soluție pentru a se cofra și a se ridica nu, măcar... Nu, deci o să întreb. Da. A doua întrebare. Știți că noi, de fapt, știți foarte bine, avem un avocat care se ocupă cu niște procese la noi în comun, da. Care este plătit da. De primăria noastră. Vreau să știu dacă aveți informații în legătură cu... Școala ridicată la Răcătău prin hotărârii de guvern, în ce situație se mai află, ținând cont că din toamnă Ministerul Învățământului are intenția de a reduce numărul de copii de la clasă,
Și atunci spațiul acela ar fi vital pentru unitatea noastră școlară. La fel la Sohodor, domnul ăla care construiește acolo, construiește foarte greu și încet, mai rău ca un melc. Nu reușește să facă mai aproape nimic. A ridicat doi pereți în 3 luni. Iar încă o problemă, și știți că am discutat-o și anul trecut, și sper că nu ați renunțat și o să mergeți în continuare pe ideea asta, să achiziționăm un microbuz de capacitate mai mare. Deși, nu știu ce v-au răspuns la inspectorat, este impetuos necesar un astfel de microbuz, ținând cont că ciclul primar se mută tot timpul de la Răcătău, vine la Recea, pentru că acolo s-a făcut clasele 1-4, 0-4, pardon. Nu, copiii aceia clar nu vor mai avea cum să circule clai peste grămadă în microbuzul de 16 locuri sau cât are microbuzul respectiv. Este necesar ca să ne încadrăm în timp, să ne putem ține lecțiile și copiii să meargă în siguranță. Pentru că se va ajunge să meargă în siguranță. Vă o să vă ceară niște lucruri pe care trebuie să le respectăm. Că vrem, că nu vrem și e normal să le respectăm în condițiile în care ne gândim că sunt copiii noștri a comunii și trebuie să avem în vedere lucrul ăsta. Vă rog frumos să mergeți la inspectoratul ăsta școlar, să faceți demersul, să solicitați. Bănuiesc că acum aveți și puțină putere mai multă să vă dea un astfel de microbuz, măcar cu... și știți foarte bine că microbuzul ăla nici nu este al nostru, că dacă le aborgești, eu școala de la Horcești, noi nu știu cum o să ne deplasăm cu copiii noștri. Nu, asta da, mulțumesc. Nu știu, eu v-am zis. Vă răspund acum, da? Da. Clar că v-am spus, apropo de tub, da, într-adevăr, știind despre ce vorba, nu am găsit tubul respectiv la dimensiuni respective. Țin să-l contrazic pe domnul Cretu, că într-adevăr nu a anunțat că are un tub acolo la Vasivon, dar nu era la dimensiunile care ne trebuia nou, ca să lămurim și chestia asta. Referitor la greșit, doamna avocat. Greșit ce ați măsurat atunci. Doamna avocat. Da, într-adevăr, pe 24.06.2020 este următorul termen în instanță în procesul cu domnul Turcan Ionel. Referitor la mai multe probleme, știți. E o clădire care e proporție 99% aproape terminată, are calorifere, are instalații trasă. Am mai discutat asta. Trebuie să insistăm un pic, și doamna să fie un pic mai insistentă, să vadă. S-au cerut expertiză, au venit cu vreo 2 expertizii. Sunt 4 ani de cât o nechinuim să obținem o clădire care este a noastră. Bun, dar nu, dar e a noastră clădirea, dar nu se poate fi utilizată. Dar nu putem interveni asupra clădirii. Aveți dreptate. Haideți să ne lămurim. La fel cum nici clădirea aia de la Căminul Cultural nu poate fi folosită pentru că cineva a luat-o abuziv și tot așa, da. Nu, referitor aici, noi nu putem interveni la nicio reabilitare și la niciun investiție asupra clădirii respectivului corpul B, școala Răcătău, până nu se definitivează hotărârea judecătorească. Deci nu își asumă nimeni. Eu, cel puțin, nu mi-asum așa ceva, că n-am cum. Așa. La solicitare de microbuz, eu am făcut și anul trecut chestia asta, eram pe lista de așteptare. O să mai revenim cu o solicitare pentru microbus și să le explicăm situația așa cum este de fapt la școala Răcătău. Referitor la frica asta că o să ne ia școala Horcești, nu cred că... Eu am presupus un scenariu, nu știu... Nu, n-am zis nu ne facem scenariile alea, pentru că dumnealor nu au, ca să facă chestia asta, trebuie să-și facă eficiența microbusului pentru școala Horcești. Atunci nu știu dacă e eficient. Mai punem și noi în față. Deci și eu. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnul Boboc. Domnul primar, aș avea și eu ceva să spun, domnul. Bine, domnul. Nu aș subi inovății pe dumneavoastră, că nu-mi place să vă fac numai. Dar când s-o face vreme mai bună, să fie uscat pe teren, aș vrea să veniți un pic pe teritoriul satului Sohodor, așa, pe imagine, să vedeți că se pun gunoaie peste tot, vin ploi de astea mari, le aduci iar în localitate acolo, și o să fie cazul să suferim, mai suferim de o nouă epidemie, domnule. Eu știu că dumneavoastră ați trimis pe cineva care nu-și face treaba pe terenul ăla. Aș vrea să vedeți concret. Nu noi protejizăm decât când ne întâlnim mai aici o dată pe lună. Aș vrea să, aveți numărul meu de telefon. Aș vrea să vedeți concret. Concret, pe unii sunt bunoaile, să vedem cum putem stopa problema aceasta, ca să nu fie o nouă epidemie. Și cu o problemă scurtă, ca să ne ducem acasă în cămă. Domnule, vă rog tare mult, lăsați-o leacă mașina într-o zi sau două și mergeți pe jos, domnule, pe șoseaua asta de la noi, localitatea la noi. Că unii din cetățenii, ca să nu-i pâinez pe românii,
au scos materialele de la fosă pe șoseaua asta și miroase rău, domnule, când treci pe acolo. Păi, dar numai tale mergi pe jos, o să-i depistezi matale, nu să-i spun eu. Păi, dacă treci cu mașina, nu ți-i vezi. Hai un pic, stai un piculeț, hai să ne lămurim. Deci noi vedem, dar nu ți-i spun eu, vezi matale. Păi, dar dacă nu ți-am spus nimic, domnule, că apare cu liste aici, că eu i-am tăiat la ajutor social, ce s-ar face dacă vin cu o listă? Vini să mă omoare oamenii, să mă împuște acasă? Da, ajungem la moarte, dar nu vreau să spun. Haideți să ne asumăm. Păi, mi-am asumat, domnule. Matale mergând pe jos, îți dai seama repede. Păi da, dar poți să zici, domnule, când la Costică Mitică, vezi că ești la Costică Mitică, la Dămoc, la unde și la Gretul Teodor. Hai să lăsăm prostiile astea. Verbal, verbal măcar. Poți să-i spui în privat. Dar sau în primar. Eu nu, niciodată. N-am părut pe nimeni niciodată. Foarte bine. Eu, Badali, trebuie să-ți faci treaba de primar. Corect. Am dat mâine. Da, domnule, corect, corect. Da. Pe ăsta, da? Ia o idee, domnule, da? Da, haide, dacă mai e, dacă... Asta, hai. Domnul Dulică mai avea. Nu mai două cuvinte. Da. La școală, la Săudor, acolo, trecut o mașină care a dus balansul. La care din el, stai așa un pic. S-a deplasat capătul podului, e deplasat așa și este o gaură de cam 10-15 centimetri. La școala de Teodor care? La școala nouă sau la școala vechi? La școala vechi, la vechi. Păi ce număr de telefon, număr de mașină? Am învățat cu un pic. Și trebuie cu buldo să împing capătul podului. Trece un băiat cu o bicicletă, un animal. Și altă problemă, aș avea o propunere. Și cu asta cred că mergem acasă. Da. Să terminăm, dacă suntem credincioși, credem, să terminăm cu dușmănia și cu toate vorbirile astea care nu ne aduc nicio în beneficiu. Avem președinte, o propunere pentru președinte, ședințe. Gata, vedem mintea domnului Grânceanu. Este demisia, domnul Cea, nu mai vrea. Dar propunerile trebuie să... Dar cine? Nu mai sunt? A fost tot, nu? Bă, eu, domnul Daniel, pe seacă. Da, sunt domnul Daniel. Propunerea, hai, vot. Da, domnul, să te întru. Da, domnul, hai, sunet. Da, da. Două ori, gata, sănătate. Domnul, pe seacă, de-a fost ales.